Dar pe când în curte se petreceau evenimentele acestea, un incident destul de mărunt în aparență schimbase situația celorlalte personaje ce figurează în istoria aceasta. De cum ieșise marchizul din salon, soția lui, aruncându-și ochii când spre cheia de la mansardă, când spre Ellen, în cele din urmă se aplecă spre fica sa, spunându-i în șoaptă: Ellen, tatăl tău a lăsat cheia pe șemineu. Fata uimită ridică ochii și o privi sfioasă pe mama ei, ai cărei ochi scânteiau de curiozitate. Da, mamă, și... răspunse ea cu voce tremurătoare. Tare aș vrea să știu ce se petrece sus. Dacă e cineva, șade acolo nemișcat. Du-te tu și eu, făcu fata cu un fel de spaimă. Ți-e frică? Nu, mamă, dar mi s-a părut că au fost niște pași de bărbat. Dacă aș putea să mă duc eu singură, nu te-aș fi rugat pe tine să urci acolo, Ellen, relu mama pe un ton de demnitate rece. Dacă s-ar întoarce tatăl tău și nu m-ar găsi aici, m-ar căuta, poate, pe când lipsa ta n-ar băga-o de seamă. Doamnă, răspunse Ellen, dacă îmi poruncești, mă voi duce, dar voi pierde încrederea tatii. Cum? Zise marchiza cu un accent de ironie. Dar dacă iei în serios ceea ce nu fusese decât o glumă, acum îți poruncesc să te duci să vezi cine este sus. Iată cheia, copilă. Tatăl tău, când ți-a cerut să păstrezi tăcere în legătură cu ceea ce se petrece acum în casa lui, nu ți-a interzis să urci în camera aceea. Du-te și să ții minte că o mamă nu trebuie niciodată să fie judecată de fata ei. Rostind ultimele cuvinte cu toată severitatea unei mame ofensate, marchiza luă cheia și i-o dădu tinerei Ellen, care se ridică fără o vorbă și ieși din salon. Mama se va pricepe să obțină oricând iertarea. Eu însă voi fi scoasă din inima tatei. Oare vrea mama să mă lipsească de dragostea pe care el o are pentru mine și să mă alunge din casă? Gândurile acestea începură să se frământe deodată în mintea sa, în timp ce mergea fără lumină de-a lungul coridorului în fundul căruia se afla ușa camerei misterioase. Când ajunse acolo, tulburarea din gândurile ei avea ceva de fatalitate. Cugetările acestea confuze făcură să îi se reverse miile de simțăminte ascunse până atunci în inima ei. Nemai crezând poate într-un viitor fericit, în acea clipă cumplită își privi cu deznădejde întreaga-i viață. Tremura din tot trupul când apropie cheia de broasca ușii, iar emoției deveni așa de puternică, încât se opri o clipă să-și pună mâna pe inimă, de parcă ar fi putut să-i liniștească astfel bătăile adânci și sonore. În sfârșit, deschise ușa. De bună seamă că scârțâitul ușii izbise zadarnic urechea ucigașului. Deși auzul lui era foarte ascuțit, el rămase aproape lipit de perete, nemișcat și parcă pierdut în gânduri. Cercul de lumină aruncat de felinar îl lumina slab și îl făcea să se asemuie în acea zonă de clar-obscur cu sumbrele statui de cavaleri ce veghează veșnic în picioare la căpătâiul vreunui mormânt întunecat de sub capetele gotice. Strop de sudoare rece îi scăldau fruntea galbenă și înaltă. O dârzenie de necrezut strălucea pe figura aceea greu zbuciumată. Ochii de foc, nemișcați și uscați, păreau că urmăresc o luptă în întunericul din fața lor. Gânduri năprasnice treceau fulgerător pe fața lui, a cărei expresie hotărâtă și limpede vădea un suflet superior. Atitudinea, trupul, proporțiile se armonizau cu spiritul neîmblânzit. Bărbatul acesta, numai forță, numai putere, scruta negura ca pe o imagine vizibilă a propriului său viitor. Deprins să vadă figurile energice ale uriașilor ce se învălmășeau în jurul lui Napoleon și preocupat de o problemă de etică, generalul nu dăduse atenție particularităților fizice ale acestui bărbat extraordinar. Dar, supusă ca orice femeie impresiilor exterioare, Ellen fu impresionată de amestecul de lumină și umbră, de măreție și pasiune, de haosul poetic ce-i da necunoscutului înfățișarea lui Lucifer, ridicându-se după cădere. Brusc, furtuna zugrăvită pe față i se potoli ca prin farmec, iar imperiul de neexprimat, căruia străinul, poate fără voia lui, îi era și cauză și efect, se răspândi împrejurui cu iuțeala crescând a unei inundații. Un torent de gânduri îi țâșni din frunte în clipa când trăsăturile acelea își reluară formele firești. Vrăjită fie de ciudățenia acestei întâlniri, fie de taina în care pătrundea,
Tânăra domnișoară putu să admire atunci o fizionomie plăcută și plină de interes. Ea rămase un timp într-o tăcere copleșitoare și în prada unui zbucium necunoscut până atunci sufletului ei tânăr. Curând însă, fie că Ellen scăpase o exclamație sau făcuse vreo mișcare, fie că asasinul revenind din lumea ideală la cea reală, auzi o altă respirație decât a sa, întoarse capul către fica gazdei sale și văzu nedeslușit în umbră figura sublimă și formele minunate ale unei făpturi pe care trebuie să o fi luat drept înger, așa cum stătea nemișcată și suavă ca o vedenie. Domnule, spuse ea cu o voce emoționată, ucigașul tresări. O femeie, exclamă el încetişor, e cu putință? Plecați, relo el. Nu-i recunosc nimănui dreptul de a mă plânge, de a mă ierta sau de a mă condamna. Eu trebuie să trăiesc singur. Du-te, fetițo, adăuga apoi cu un gest de suveran. Aș răsplăti urât serviciul pe care mi l-a făcut stăpânul acestei case, dacă aș lăsa fie și o singură persoană care locuiește aici să respire același aer cu mine. Sunt dator să mă supun legilor lumii. Ultima frază fu rostită în șoaptă. Izbutind să cuprindă prin profunda intuiție necazurile pe care le evoca această afirmație tristă, el aruncă spre Ellen o privire șerpească și răscoli în inima ciudatei domnișoare o lume de gânduri încă adormite în ea. Fu ca o străfulgerare ce i-ar fi luminat tărâmuri necunoscute. Sufletul ei fu îngenunchiat, subjugat, fără ca ea să găsească tăria de a se apăra împotriva puterii magnetice a acelei priviri, oricât de involuntar fusese aruncată. Rușinată și tremurând, ieși din cameră și ajunse în salon doar o clipă înainte de întoarcerea tatălui său, așa încât nu putu să-i spună nimic mamei sale. Generalul, copleșit de gânduri, se plimba tăcut, cu brațele încrucișate pe piept, călcând cu pași rari de la ferestrele ce dădeau spre stradă, la ferestrele dinspre grădină. Soția sa îl privea pe Abel, care dormea. Moina, culcată pe berjeră ca o păsărică în cuibul ei, dormea liniștită. Sora mai mare ținea într-o mână un ghemuleț de mătase, iar în celălalt un ac și privea focul. Adânca tăcere ce domnea și în salon și în afara casei și în lăuntrul ei, nu era întreruptă decât de târșitul pașilor servitorilor, care se duceau să se culce unul câte unul, de câteva chicoteli înăbușite, ultime cou al veseliei și al petrecerilor de la nuntă și, la urmă, de ușile de la respectivele lor odăi, în clipa când le deschideau, vorbindu-și unii altora, și când le închideau. Câteva zgomote înfundate mai răsunară încă în jurul paturilor. Un scaun căzu. Tusea unui vizitiu bătrân se auzi slab, apoi se potoli. În curând, măreția sumbră ce domnește peste firea adormită la miez de noapte, se înstăpâni pretutindeni. Numai stelele străluceau. Gerul cuprinsese pământul. Nimeni nu mai spunea o vorbă, nimeni nu se mai mișca. Doar focul trosnea ca pentru a face să se înțeleagă mai bine de plinătatea tăcerii. Orologiul de la Montreux bătu ora 1. În acea clipă, niște pași foarte ușor se auziră slab de la catul de deasupra. Marchizul și fica sa, încredințați că îl închiseseră pe asasinul domnului Domoni, socotiră că pașii aceia erau ai vreunei slujnice și nu se mirară când auziră deschizându-se ușile de la camera prin care se ajunge în salon. Deodată ucigașul se ivi în fața lor. Năuceala în care se pierdu marchizul, via curiozitatea mamei și uimirea fetei îngăduindu-i să înainteze până aproape în mijlocul salonului, el spuse generalului cu o voce ciudat de liniștită și de melodioasă. Domnule, cele două ore se apropie de sfârșit. Dumneavoastră aici, strigă generalul, prin ce putere? Și cu o privire teribilă, interogă pe soția și pe copiii lui. Ellen se făcu roșie ca focul. Dumneavoastră, relu militarul pe un ton pătrunzător, dumneavoastră între noi, un asasin plin de sânge aici, murdăriți tabloul acesta, ieșiți, ieșiți, adăugă el cu un accent furios. La cuvântul asasin, marchiza scoase un țipăt. În ce o privește pe Ellen însă, cuvântul acesta păru a-i hotărâ viața. Figura ei nu arătă nici cea mai mică uimire. Ea parcă l-ar fi așteptat pe acest om. Gândurile ei atât de vaste căpătară un sens. Pedepsa pe care cerul o păstra pentru păcatele ei izbucnise.
socotindu-se tot atât de criminală ca și el, tânăra îl privi cu ochi senini. Îi era tovarășă și soră. În această întâmplare, ea vedea însăși porunca lui Dumnezeu. Câțiva ani mai târziu, rațiunea i-ar fi îndreptățite remușcările. Acum însă, ele o făceau să-și piardă mințile. Străinul rămase nemișcat și rece. Un zâmbet disprețuitor se zugrăvi pe chipul lui și pe groasele lui buze roșii. "Apreciați destul de greșit noblețea purtării mele față de dumneavoastră," spuse el rar. "Eu n-am vrut nici măcar să ating cu mâinile mele paharul cu apă pe care mi l-ați dat să-mi astâmpăr setea. Nu am intenționat nici măcar să-mi spăl sângele de pe mâini sub acoperișul dumneavoastră și plec fără a lăsa aici despre crima mea," la aceste cuvinte buzele i se contractară, "nici măcar o idee, străduindu-mă să trec pe aici fără să las nicio urmă. În sfârșit, nu i-am îngăduit fiicei dumneavoastră să..." "Fica mea?" exclamă generalul aruncând spre Elen o privire de groază. "Ah, nenorocitule, ieși sau te omor!" "Cele două ore încă nu s-au încheiat. Nu puteți nici să mă omorâți, nici să mă predați, fără a vă pierde și propria dumneavoastră stimă și stima mea." La acest ultim cuvânt, militarul năucit încercă să-l scruteze pe criminal. Fu însă silit să-și plece ochii, nesimțindu-se în stare să înfrunte cumplita strălucire a unei priviri ce pentru a doua oară îi răscolea sufletul. Se temu să nu se înmoaie încă și mai mult, dându-și seama că voința i se și topise. "Să asasinezi un moșneag? Așadar, niciodată n-ați văzut o familie?" spuse arătându-i cu un gest părintesc soția și copiii. "Da, un moșneag," repetă necunoscutul, a cărui frunte se încruntă ușor. "Fugiți!" strigă generalul, fără a îndrăzni să-și privească oaspetele. "Pactul nostru s-a isprăvit. N-am să vă omor. Nu, n-am să mă fac slujitor al eșafodului. Dar plecați odată, ne îngroziți." "Știu," răspunse resemnat criminalul. "Nu există pământ în Franța pe care să-mi pot pune piciorul fără teamă. Dar dacă justiția ar ști să cântărească anumite cazuri ca și Dumnezeu, dacă s-ar osteni să vadă că și în asasin și în victimă există un monstru, aș rămâne fără ezitare printre oameni. Oare nu întrezăriți niște crime anterioare la un om care a fost spintecat? M-am făcut și judecător și călău. Am luat locul neputincioasei justiții omenești. Iată crima mea. Adio, domnule. În ciuda amărăciunii pe care ați turnat-o în ospitalitatea dumneavoastră, eu n-am să o uit niciodată. Voi mai păstra în sufletul meu încă un sentiment de recunoștință față de un om de pe lumea aceasta și acest om sunteți dumneavoastră. Mi-ar fi plăcut totuși să fiți mai generos." Se îndreptă spre ușă. În acea clipă, tânăra domnișoară se aplecă spre mama ei și îi spuse ceva la ureche. "Ah!" Exclamația soției sale îl făcu pe general să tresară de parcă ar fi văzut-o pe moaina moartă. Elen se ridicase în picioare, iar ucigașul se întorsese instinctiv, arătând pe fața lui un fel de îngrijorare pentru această familie. "Ce ai, draga mea?" întrebă marchizul. "Elen vrea să-l urmeze," spuse ea. Ucigașul se înroși. "Pentru că mama traduce atât de greșit o exclamație aproape involuntară," spuse Elen încet, "am să-i îndeplinesc dorința." După ce aruncă împrejur o privire aproape sălbatică, tânăra își lăsă ochii în pământ și rămase într-o atitudine de minunată modestie. "Elen," zise generalul, "ai fost sus în camera în care..." "Da, tată." "Elen," întrebă el cu vocea tulburată de un tremur convulsiv. "Acum l-ai văzut pentru întâia oară pe acest om?" "Da, tată." "În acest caz, nu e firesc să te hotărăști să..." "Dacă nu e firesc, este cel puțin adevărat, tată." "Ah, copila mea," spuse marchiza încet, dar în așa fel încât soțul ei să audă. "Elen, tu îmi înșel toate principiile de cinste, de modestie, de virtute pe care m-am străduit să le sădesc în sufletul tău. Dacă până în clipa aceasta fatală n-ai fost decât o prefăcută, atunci nu e nimic de regretat de pe urma ta. Oare te ispitește perfecțiunea morală a acestui necunoscut sau acea forță necesară oamenilor care au săvârșit o crimă?
Te prețuiesc prea mult ca să-mi închipui, oh, crede ce vrei, doamnă," răspunse Ellen pe un ton rece. Dar, în ciuda tăriei de caracter pe care o dovedea în acea clipă, flacăra din privirile ei izbuti cu greu să-i absoarbă lacrimile din ochi. Străinul înțelese cuvintele mamei prin lacrimile fetei și aruncă o privire de vultur asupra marchizei, care fu silită printr-o putere irezistibilă să se uite la acest teribil seducător. Or, când ochii doamnei întâlniră ochii limpezi și strălucitori ai bărbatului, ea își simți sufletul cutremurat de un fior asemănător cu zguduirea ce ne străbate la vederea unei reptile sau atunci când atingem o butelie de leida. Dragul meu," strigă marchiza spre soțul ei, ăsta-i diavolul, ghicește totul." Generalul se ridică să smucească de șnurul unei sonerii. Vrea să te aresteze," îi spuse Ellen ucigașului. Necunoscutul zâmbi, făcu un pas, opri brațul marchizului, îl silise în frunte o privire ce revărsa un fel de amețeală și îl deposedă de orice energie. Am să vă plătesc pentru ospitalitatea pe care mi-ați dat-o și vom fi chit. Vă voi cruța de dezonoare predându-mă singur. La urma urmei, ce aș mai putea acum să fac în viață?" Veți putea să vă pocăiți," răspunse Ellen, aruncându-i una dintre acele speranțe ce nu strălucesc decât în ochii unei copile. Nu mă voi pocăi niciodată," spuse ucigașul cu un glas răsunător și înălțând capul cu mândrie. Mâinile lui sunt mânjite de sânge," spuse tatăl către fica sa. Ele voi șterge eu," răspunse ea. Dar," relo generalul fără a îndrăzni să îl arate pe necunoscut, știi tu măcar dacă el te vrea?" Ucigașul înainte spre Ellen, a cărei frumusețe, oricât de castă și de evlavioasă, părea iluminată ca de o flacără interioară, ale cărei reflexe colorau și, ca să spunem așa, îi puneau în relief până și cele mai neînsemnate trăsături, liniile cele mai delicate. Apoi, după ce arunca asupra acestei încântătoare făpturi o privire caldă, a cărei flacără era încă și mai cumplită, el spuse cu o puternică emoție: refuzându-vă jertfa, nu înseamnă oare că vă iubesc pentru dumneavoastră înșivă și că, totodată, mă achit și de cele 2 ore de existență pe care tatăl dumneavoastră mi le-a vândut? Ah, și dumneavoastră vă lepădați de mine!" exclamă Ellen cu un accent care sfâșia inimile. Adio atunci tuturora, mă duc să mor!" Ce înseamnă asta?" îi spuseră la oaltă și tatăl și mama. Ea rămase tăcută și își lăsă ochii în jos după ce o interogă pe marchiză printr-o privire grăitoare. Din clipa când generalul și soția sa încercaseră să combată cu vorba sau cu fapta straniul privilegiu pe care necunoscutul și-l aroga, rămânând între ei, și când acesta din urmă le aruncase amețitoarea lumină ce-i țâșnea din ochi, ei fuseseră supuși unei stări inexplicabile de toropeală, iar mintea lor înmărmurită nu-i ajuta să se scuture de puterea supranaturală sub care căzuseră. Aerul devenise prea greu pentru ei și respirau anevoie, fără a-l putea învinui pe cel care îi oprima astfel, cu toate că o voce lăuntrică nu-i lăsa să ignore că omul acela magic era sursa neputinței lor. În toiul acestei agonii morale, generalul își dădu seama că eforturile lui trebuiau să aibă drept obiect influențarea rațiunii șovăitoare a fiicei sale. O cuprinse de după mijloc și o duse în dreptul unei ferestre departe de ucigaș. Copila mea scumpă," îi spuse el cu glas încet, dacă cine știe ce dragoste bizară s-a născut deodată în inima ta, viața ta plină de nevinovăție și sufletul tău curat și pios mi-au dat destule dovezi de caracter, încât să nu mă îndoiesc că vei avea tăria necesară pentru a înfrânge un simțământ nebunesc. Purtarea ta ascunde așadar o taină. Ei bine, inima mea e o inimă plină de înțelegere. Poți să-i încredințezi totul. Chiar și dacă mi-ai sfâșia-o, voi ști, copila mea, să-mi năbuși suferințele și să păstrez cu tărie tăcerea în legătură cu mărturisirea ta. Spune, ești cumva geloasă pe afecțiunea noastră față de frații și de sora ta? Ai în suflet vreo durere din dragoste? Ești nefericită aici? Vorbește, explică motivele ce te îndeamnă să-ți lași familia, să o părăsești, să o lipsești de cel mai mare farmec al său, să-ți părăsești mama, frații, micuța soră. Tată, răspunse ea,
Nu sunt nici geloasă și nici îndrăgostită de nimeni, nici chiar de diplomatul cu care ești prieten, domnul de Vandan." Marchiza îngălbenii, iar fica ei, care o observa, se opri. "Oare nu va trebui mai devreme sau mai târziu să plec și să trăiesc sub ocrotirea unui bărbat?" "E adevărat." "Știm noi cumva," spuse ea continuând, "de ce ființă ne legăm soarta?" "Eu cred în acest om." "Copilă," spuse generalul ridicând glasul, "tu nu te gândești la toate suferințele ce te vor năpădi." "Mă gândesc la ale lui." "Ce viață!" zise tatăl. "O viață de femeie," murmură fata. "Ești destul de știutoare," exclamă marchiza, regăsindu-și graiul. "Doamnă, întrebările îmi dictează răspunsurile, dar dacă doriți, am să vă vorbesc mai limpede." "Spune totul, fata mea, sunt mamă." Aici fata o privi pe mamă și această privire o făcu pe marchiză să tacă deocamdată. "Elen, îți voi îndura reproșurile dacă ai să-mi faci reproșuri, mai degrabă decât să te văd urmând un om de care toată lumea va fugi cu groază." "Vedeți bine, doamnă, că fără mine ar fi singur." "Destul, doamnă," strigă generalul. "Noi nu mai avem decât o fată." Și o privi pe Moaina, care dormea cu minte. "Am să te închid într-o mănăstire," adăugă el, întorcându-se către Elen. "Fie, tată," răspunse ea cu un calm dezasperant. "Voi muri acolo. Nu ești răspunzător de viața mea și nici de sufletul lui, decât în fața lui Dumnezeu." O liniște adâncă urmă îndată după cuvintele ei. Spectatorii acestei scene, în care totul ofensa sentimentele obișnuite ale vieții sociale, nu îndrăzneau să se privească. Deodată marchizul își zări pistoalele, luă unul dintre ele, îl înarmă grăbit și îl îndreptă spre străin. La zgomotul făcut de ridicarea cocoșului, omul se întoarse, aruncă o privire calmă și pătrunzătoare asupra generalului, al cărui braț înmuiat de o slăbiciune de neînfrânt, căzu greu, iar pistolul se rostogoli pe podea. "Fata mea," spuse atunci tatăl, doborât de înfricoșătoarea luptă, "ești liberă. Îmbrățișează-o pe mama ta dacă ți îngăduie. În ce mă privește, nu vreau nici să te văd, nici să te aud." "Elen," îi spuse mama tinerei fete, "gândește-te doar că vei ajunge în mizerie." Un fel de horcăit ieșit din pieptul puternic al ucigașului atrase privirile asupra lui. O expresie disprețuitoare îi se zugrăvise pe chip. "Ospitalitatea pe care v-am dat-o mă costă scump," exclamă generalul ridicându-se. "Până adineauri, nu uciseseți decât un bătrân. Aici ați asasinat o familie întreagă. Orice ar urma, în casa aceasta a intrat nenorocirea." "Și dacă fica dumneavoastră va fi fericită?" întrebă ucigașul privindu-l țintă pe militar. "Dacă va fi fericită cu dumneavoastră," răspunse tatăl făcând un efort de necrezut, "nu voi regreta." Elen îngenunche sfioasă înaintea tatălui său și îi spuse cu glas duios: "O, tată, te iubesc și te venerez, fie că îmi vei dărui comorile bunătății tale, fie că îmi vei acorda asprimea disprețului tău. Dar te implor, ultimele tale cuvinte să nu fie cuvinte de mânie." Generalul nu îndrăzni să o privească pe fica sa. În acea clipă, străinul înaintă și, aruncând spre Elen un zâmbet în care era deopotrivă și ceva infernal și ceva ceresc: "Tu, cea pe care un ucigaș nu te înfricoșează, înger al îndurării," spuse el, "vino de vreme ce stărui să-mi încredințezi soarta ta." "Nemaipomenit!" exclamă tatăl. Marchiza îi aruncă fiicei sale o privire extraordinară și își deschise brațele spre ea. Elen se repezi la pieptul ei plângând. "Adio," spuse ea. "Adio, mamă." Elen făcu un semn hotărât spre străin, care tresări. După ce sărută mâna tatălui său și îmbrățișă în grabă, dar fără plăcere, pe Moaina și pe micuțul Abel, dispăru împreună cu ucigașul. "Pe unde au luat-o?" strigă generalul, ascultând pașii celor doi fugari. "Doamnă," reluă el adresându-se soției sale, "mi se pare că visez. Întâmplarea asta mi ascunde o taină. Tu ar trebui să știi despre ce este vorba." Marchiza se înfioră. "De câtva timp," răspunse ea, "fata ta devenise nemaipomenit de romantioasă și ciudat de exaltată. Cu toate străduințele pe care mi le-am dat să înfrânez tendința aceasta a caracterului ei, nu e prea limpede?"
dar nălucindu-i se caude în grădină pașii fiicei sale și ai străinului, generalul se întrerupse pentru a deschide grăbit fereastra. „Elen!” țipă el. Glasul i se pierdu în noapte ca o prorocire zadarnică. Rostind acel nume la care nimic nu mai răspundea pe lume, generalul rupse ca prin farmec vraja la care o putere diavolească îi supusese. Un fel de spirit îi trecu peste față. Văzu limpede scena care tocmai avusese loc și își blestemă slăbiciunea pe care nu o înțelegea. Un fior cald îi porni de la inimă spre cap și spre picioare. Redeveni el însuși teribil, flămând de răzbunare, și scoase un strigăt înfricoșător. „Ajutor! Ajutor!” Alergă la șnururile soneriilor și trase de ele mai să le rupă, făcându-le să scoată sunete stranii. Toate slugile săriră din somn, iar el, strigând într-una, deschise ferestrele din stradă, chemă jandarmii, își găsi pistoalele, le slobozi ca să zorească goana călăreților, trezirea slugilor și venirea vecinilor. Câinii recunoscură glasul stăpânului lor și începură să latre, ca inechezară și bătură din copite. Fu o zarvă cumplită în toiul nopții aceleia calme. Coborând pe scări ca să alerge după fica lui, generalul își văzu servitorii speriați sosind din toate părțile. „Fata mea, Elen a fost răpită! Alergați în grădină, păziți strada, deschideți jandarmilor, după asasin!” Și cu o smucitură mânioasă rupse lanțul cu care era legat câinele de pază. „Elen! Elen!” țipă marchizul. Câinele sări ca un leu, lătră năprasnic și se repezi în grădină atât de repede, încât generalul nu putu să se țină după el. În acea clipă, galopul cailor răsună în stradă și generalul se grăbi să deschidă el însuși. „Brigadier!” strigă el. „Tăiați-i calea asasinului domnului Domoni! Au luat-o prin grădina mea. Repede, închideți drumurile dinspre dealul Picardii. Am să pun să se scotocească toate colțișoarele, toate parcurile, toate casele. Voi ăștilalți”, spuse el slugilor, „păziți strada și desfășurați-vă în linie de la barieră până la Versailles. Înainte toți!” Înșfăcă o pușcă pe care i-o aduse valetul și se repezi în grădină țipând la câine. „Caută!” Lătrături cumplite îi răspunseră în depărtare și se îndreptă în direcția din care părea că vine lătratul. La ora 7 dimineața, căutările jandarmilor, ale generalului, ale servitorilor și ale vecinilor săi se dovediră zadarnice. Câinele nu se mai întorsese. Slăit de oboseală și îmbătrânit de durere, marchizul reintră în salonul său pustiu pentru el, deși ceilalți trei copii erau acolo. „Ai fost foarte rece față de fica ta”, spuse el privindu-și soția. „Iată deci ce ne rămâne din ea”, adăuga apoi arătând ghergheful pe care văzu o floare începută. „Adinaur era aici și acum e pierdută, pierdută!” Începu să plângă, își ascunse fața în mâini și rămase o clipă tăcut, neîndrăznind să mai privească acel salon care mai înainte îi oferea tabloul cel mai gingaș al fericirii casnice. Lumina zorilor se îngâna cu lămpile ce se stingeau. Lumânările își ardeau dantelele de hârtie. Totul se potrivea cu deznădejdea acestui părinte. „Va trebui să distrugi chestia asta”, spuse. Capitanul parizian. Teribila noapte de Crăciun, în care marchizul și soția sa au avut nenorocirea să-și piardă fata cea mare, fără a se fi putut opune straniei influențe exercitată de răpitorul ei involuntar, a fost ca o veste pe care le-o dăduse soarta. Falimentul unui agent de schimb îl ruină pe marchiz. Ipotecă apoi bunurile soției sale spre a încerca o speculație în urma căreia trebuia să restituie familiei întreaga avere de la început. Acțiunea aceasta însă îl ruină cu desăvârșire. Îndemnat de deznădejde să încerce totul, generalul se expatrie. 6 ani se scurseră de la plecarea lui. Deși familia primise rare ori știri de la el, cu câteva zile înainte de recunoașterea independenței Republicilor Americane de către Spania, își anunță întoarcerea. Așadar, într-o frumoasă dimineață, câțiva negustori francezi, nerăbdători să se întoarcă în patrie cu bogățiile pe care le adunaseră cu prețul unor trude îndelungi și al unor călătorii primejdioase întreprinse fie în Mexic, fie în Columbia, se aflau la câteva leghe de Bordeaux, pe un bric spaniol.
Un bărbat, îmbătrânit de trudă sau de necazuri mai grele decât le-ar fi putut duce anii lui, sta sprijinit de bastingaj și părea nepăsător la spectacolul ce se înfățișa privirilor călătorilor strânși pe covertă. Scăpați de primejdiile navigației și atrași de frumusețea zilei, urcaseră cu toții pe punte ca pentru a saluta pământul natal. Cei mai mulți dintre ei vroiau neapărat să vadă în depărtare farurile, clădirile Gasconiei, turnul de la Carduan, îngemănate cu desenele fantastice ale câtorva nori albi ce se ridicau la orizont. Fără unda argintie ce juca în fața bricului, fără lungul siaj repede șters pe care acestea îl trasa în urma lui, călătorii ar fi putut crede că stau nemișcați în mijlocul oceanului, atât de liniștite erau apele. Cerul era de o puritate fermecătoare, culoarea închisă a boltei ajungea pe nesimțite să se confunde cu cea a apelor albăstrii, însemnând locul lor de unire printr-o linie a cărei limpezime strălucea tot atât de viu ca și cea a stelelor. Soarele făcea să sclipească milioane de oglinzi pe imensa întindere a mării, în așa fel încât vastele nesfârșiri ale apei erau mai luminoase poate decât câmpiile firmamentului. Un vânt de o suavitate minunată umfla toate pânzele bricului, iar aceste pânze albe ca zăpada, aceste pavilioane galbene fluturânde, acest dedal de frânghii, se desenau cu o riguroasă exactitate pe fondul strălucitor al văzduhului, al cerului și al oceanului, fără de nicio altă nuanță decât cea a umbrelor așternute de valurile acelea alburii. Ziua frumoasă, vântul recoros, vederea patriei, marea liniștită, foșnetul melancolic, frumosul bric singuratic lunecând pe ocean ca o femeie ce zboară la o întâlnire, alcătuiau un tablou plin de armonie, o scenă de unde sufletul omenesc putea să cuprindă spațiile neclintite, pornind dintr-un punct unde totul era mișcare. Exista o uluitoare înfruntare între singurătate și viață, între tăcere și larmă, fără a se putea ști unde era larma și viața, unde neantul și tăcerea, așa încât niciun glas omenesc nu rupse acel farmec ceresc. Capitanul spaniol, mateloții lui, francezii, stăteau fie așezați pe câte ceva, fie în picioare, adânciți cu toții într-un extaz religios plin de amintiri. În văzduh plutea o toropeală. Fețele înseninate ale oamenilor vădeau o totală uitare a necazurilor trecute și se legănau pe această frumoasă corabie ca într-un vis de aur. Cu toate astea, din când în când, bătrânul pasager sprijinit de bastingaj privea orizontul cu o oarecare neliniște. Neîncrederea în soartă era scrisă pe toate trăsăturile sale și părea a se teme că nu va mai atinge vreodată pământul Franței. Era marchizul. Ursita nu rămăsese surdă la strigătele și la eforturile deznădejdii lui. După 5 ani de încercări și de strădanii cumplite, se văzuse posesorul unei averi considerabile. În răbdarea de a-și revedea țara și de a aduce fericirea familiei sale, urmase exemplul unor negustori francezi din Havana și se îmbarcase împreună cu ei pe un vas spaniol ce ducea o încărcătură la Bordeaux. Totuși, imaginația sa, sătulă să tot prorocească răul, îi trasa imaginile cele mai plăcute ale fericirii de odinioară. Văzând în depărtare linia brună descrisă de pământ, îi se părea că își zărește soția și copiii. Se închipuia în fotoliul său de acasă și se simțea îmbrățișat și alintat. Și-o zugrăvea pe maina frumoasă, mare, impunătoare ca o tânără domnișoară. Când tabloul acesta fantastic căpătă un fel de realitate, lacrimile începură să îi se rostogolească din ochi. Atunci, parcă pentru a-și ascunde tulburarea, privi orizontul de ape opus liniei întunecate ce vestea pământul. El, zise marchizul, ne urmărește. Ce este? Strigă capitanul spaniol. O corabie, adăugă încet generalul. L-am văzut și ieri, răspunse capitanul Gomez. Îl privi lung pe francez, de parcă ar fi vrut să-l întrebe ceva. Ne-a hăituit într-una, spuse el la urechea generalului. Și nu știu de ce nu ne-a ajuns până acum, relo bătrânul general, căci pare o corabie mai bună decât blestematul vostru de Sfântul Ferdinand. O fi având niscaiva avarii, vreo spărtură. Ne ajunge, strigă generalul. E un corsar columbian, îi spuse la ureche capitanul. Mai avem 6 leghe până la țărm, iar vântul slăbește. Nu plutește,
Zboară de parcă ar ști că peste 2 ore ar scăpa prada. Ce cutezanță! Ele, strigă capitanul. Ah, nu degeaba se numește Otelo. Nu de mult a scufundat o fregată spaniolă și totuși nu are mai mult de 30 de tunuri. Nu mi-era frică decât de el, căci știam că pândește prin Antile. Ah, ah, relu după o pauză în timpul căreia privi pânzele corăbiei sale. Vântul se întețește. Vom prinde viteză? Trebuie, căci parizianul nu știe ce-i mila. Și el prinde viteză, răspunse marchizul. Otelo era la numai 3 leghe. Deși echipajul nu auzise conversația dintre marchiz și capitanul Gomez, apariția acelei pânze îi adusese pe mai toți mateloții și pasagerii la locul unde se aflau cei doi. Aproape toți, însă, luând bricul drept o navă de negoț, o priveau cu interes cum se apropie, până când deodată un matelot strigă cât putu de năprasnic. Pe Sfântul Jacques! Ne-am ars! Uite-l pe capitanul parizian!" La numele acesta cumplit, spaima se răspândi pe bric și urmă o zăpăceală pe care nimic n-ar putea o zugrăvi. Pentru un timp, capitanul spaniol imprimă prin cuvintele lui o energie mateloților săi. Și, amenințat de primejdie, vrând să atingă țărmul cu orice preț, încercă să pună rapid toate bonetele sale și mari și mici, să se cațere și la tribord și la babord și să întindă în vânt întreaga suprafață de pânze ce împodobeau vergelele corăbiei. Manevrele însă se îndeplinire cu destul de mare greutate. Ele, firește, nu avură acea minunată armonie ce dă atâta farmec pe un vas de război. Deși Otelo zbura ca o rândunică, grație felului cum îi erau orientate velele, el părea să câștige atât de puțin ca distanță, încât în clipa când, după eforturi nemaipomenite, Sfântul Ferdinand își lua un nou avânt, în urma abilelor manevre la care Gomez însuși ajutase cu gestul și cu vorba, printr-o greșită mișcare de cârmă de bună seamă voită, timonierul puse bricul în derivă. Velele, întoarse lateral în vânt, fluturară și mascară brusc. Vergile se rupseră și vasul fu complet demanat. O furie de nespus îl făcu pe capitan mai alb decât pânzele vasului său. Dintr-o săritură se repezi asupra timonierului și îl ataca așa de năprasnic cu pumnalul, încât nu-l nimeri, în schimb îl doborâ în mare. Pe urmă apucă timona și încercă să o redreseze în dezordinea înspăimântătoare ce vânzolea brava și curajoasa ei corabie. Lacrimile de deznădejde îi năpădiră ochii, căci ne cuprinde o durere mult mai amară față de o trădare ce zădărnicește un rezultat datorită priceperii noastre, decât față de o moarte de neînlăturat. Dar cu cât înjura capitanul mai tare, cu atât treaba mergea mai prost. Slobozi el însuși tunul de alarmă, nădăjduind că va fi auzit de pe țărm. În acea clipă, corsarul care se apropia cu o viteză înfricoșătoare, răspunse cu o lovitură de tun, a cărei ghiulea căzu la 10 stânjeni de Sfântul Ferdinand. E trăsnet!" exclamă generalul. Strașnic, mai ochesc! Au caronade special comandate!" Oh, când vorbește ăsta, vedeți și dumneavoastră! Trebuie să taci!" răspunse matelotul. Parizianul nu s-ar teme nici de un vas englezesc!" Totul s-a sfârșit!" strigă cu un accent de disperare capitanul, care, scrutând zările cu luneta, nu distinse nimic în partea dinspre țărm. Suntem încă mai departe de Franța decât mi-aș fi închipuit. De ce ești așa de speriat, relo generalul? Toți pasagerii dumitale sunt francezi. Ei au năvlosit corabia dumitale. Corsarul acesta, spuneți că e un parizian? Ei bine, înalță pavilionul alb și el ne va scufunda, răspunse capitanul. Oare nu el, după împrejurări, tot ceea ce trebuie să fie atunci când vrea să pună mâna pe o pradă bogată? A, dacă e un pirat, pirat, spuse matelotul cu un aer crunt. O, ăsta e totdeauna în regulă, sau știe să pară? Atunci, oftă generalul, ridicând ochii spre cer, să ne resemnăm. Și mai avut destulă tărie să-și stăpânească lacrimile. Cum isprăvie aceste cuvinte, o a doua lovitură de tun mai bine țintită trimise în coasta Sfântului Ferdinand o ghiulea care o spintecă. Coborâți velele, spuse capitanul cu un aer trist.
Și matelotul care luase apărarea cinstei parizianului ajută cu multă pricepere la acea manevră deznădăjduită. Echipajul așteptă timp de o ucigașă jumătate de oră în prada celei mai adânci uluiri. Sfântul Ferdinand transporta 4 milioane de piaștri, reprezentând averea celor 5 pasageri. Cea a generalului era de 1.100.000 de franci. În sfârșit, Otelo, care se afla atunci la o depărtare de 10 bătăi de pușcă, își arătă distinct gurile amenințătoare a 12 tunuri gata să sloboadă focul. Părea mânat de un vânt pe care însuși diavolul îl stârnise anume pentru el. Ochiul unui marinar iscusit ghicea însă lesne secretul acelei viteze. Era suficient să privești o clipă iuțeala bricului, forma alungită, îngustimea lui, înălțimea catargelor, croiala pânzelor, minunata zveltețe a agrimentului și sprinteneala cu care mulțimea lui de mateloți, uniți ca un singur ins, mânuiau desăvârșita orientarea albei suprafețe înfățișate de velele sale. Totul dovedea o uluitoare siguranță de putere în această suplă făptură de lemn, tot atât de iute, tot atât de inteligentă ca un telegar sau asemeni cine știe cărei păsări de pradă. Echipajul corsarului, statăcut și pregătit să nimicească în caz de rezistență, biata navă de comerț care, din fericire pentru ea, aștepta cu minte ca un școlar prins cu șoalda de către dascălul său. "Avem și noi tunuri!" exclamă generalul, strângându-l de mână pe capitanul spaniol. Acesta îi aruncă bătrânului militar o privire plină de curaj și de disperare, spunându-i: "Dar de unde oameni?" Marchizul privi echipajul de pe Sfântul Ferdinand și se înfioră. Cei 4 negustori erau palizi și tremurau, pe când mateloții, strânși în jurul unuia dintre ei, păreau că se sfătuiesc să treacă de partea lui Otelo și îl priveau pe corsar cu o curiozitate lacomă. Numai șeful de echipaj, capitanul și marchizul, cercetându-se din priviri, schimbau între ei gânduri curate. "Ah, capitane Gomez, mi-am luat cândva rămas bun de la țară și de la familie, cu inima moartă de amărăciune. Va trebui oare să le părăsesc chiar în clipa când aduc bucuria și fericirea copiilor mei?" Generalul se întoarse să-și verse în mare lacrimile de mânie și îl zări pe timonierul ce înota spre corsar. "De data aceasta," răspunse capitanul, "îi veți spune adio pentru totdeauna, fără nicio îndoială." Francezul îl sperie pe spaniol cu privirea năucă pe care i-o aruncă. În acea clipă, cele două vase erau aproape bord la bord și, la vederea echipajului inamic, generalul se încredință de fatala profeția lui Gomez. Câte 3 inși stăteau în preajma fiecărui tun. După ținuta lor atletică, după trăsăturile colțuroase și după brațele goale și vânjoase, puteau fi luați drept niște statui de bronz. Moartea i-ar fi răpus fără să-i doboare. Mateloții, bine înarmați, atenți, zvelți și viguroși, ședeau nemișcați. Toate figurile acelea energice erau puternic arse de soare și călite de muncă. Ochii lor străluceau ca tot atâtea puncte de foc, vădind minții scusite și totodată plăceri infernale. Tăcerea adâncă ce domnea pe puntea, înnegrită de oameni și de pălării, dovedea disciplina implacabilă sub care o voință puternică îi încovoia pe diavolii aceștia umani. Șeful sta în picioare lângă catargul cel mare, cu brațele încrucișate, fără arme. Doar un topor se găsea la picioarele lui. Pe cap, ca să se apere de soare, avea o pălărie de fetru cu boruri mari, a căror umbră îi ascundea fața. Ca niște dulăi tolăniți înaintea stăpânului lor, tunari, soldați și mateloți își întorceau privirile când spre capitanul lor, când spre corabia de comerț. În clipa în care cele două bricuri se atinseră, zguduitura îl smulse pe corsar din reverie și el spuse 2 cuvinte la urechea unui tânăr ofițer ce sta la 2 pași mai încolo. "Căngile de abordaj!" strigă locotenentul. Și Sfântul Ferdinand fu agățat de Otelo cu o iuțeală fantastică. Urmând ordinele date în 7 de către corsar și repetate de locotenent, oamenii stabiliți pentru fiecare serviciu se îndreptară ca niște seminariști ce se duc la liturghie spre puntea navei capturate ca să lege mâinile mateloților și ale pasagerilor și să prade bogățiile de acolo. Într-o clipită, lăzile pline cu piaștri, merindele și echipajul de pe Sfântul Ferdinand fură transportate pe puntea lui Otelo.
Generalului îi se părea că se află în puterea unui vis atunci când se trezi cu mâinile legate, zvârlit pe un balot, de parcă el însuși n-ar fi fost decât o marfă. O consfătuire avea loc între corsar, locotenentul său și un matelot ce părea că îndeplinește funcția de șef de echipaj. După ce discuția, care dură puțin, se încheie, matelotul își fluieră oamenii. La o poruncă pe care le-o dădu, aceștia săriră cu toții pe Sfântul Ferdinand, se cățărară pe cordaj și începură să-l despoaie de vergi, de vele, de frânghii, cu iuțela cu care un soldat îl dezbracă pe câmpul de luptă pe un camarad mort, după bocancii și mantaua căruia jinduia de mult. Suntem pierduți, îi spuse liniștit marchizului capitanul spaniol, care pândise din ochi gesturile celor trei șefi în timpul sfatului lor și mișcările mateloților ce trecuseră la jefuirea temeinică a bricului său. Cum? Întrebă rece generalul. Ce-ați vrea să facă cu noi? Răspunse spaniolul. Fără îndoială că și-au dat seama că l-ar vinde greu pe Sfântul Ferdinand în porturile franceze sau spaniole. Și-au să-l scufunde ca să nu-i mai încurce. În ceea ce ne privește, credeți că pot să-și mai ia și grija hranei noastre când ei nici nu știu în ce port să se odihnească? Nici nu și sprăvi bine capitanul aceste cuvinte, că generalul auzi un țipăt îngrozitor, urmat de zgomotul surd, pricinuit de căderea mai multor trupuri aruncate în mare. Se întoarse și nu-i mai văzu pe cei patru negustori. 8 tunari cu chipuri crunte mai aveau încă brațele întinse atunci când militarul îi privise cu groază. Ce vă spuneam?" îi zise liniștit capitanul spaniol. Marchizul se ridică brusc, marea și reluase calmul. El nu putu nici măcar să vadă locul unde nefericiții lui tovarăși fuseseră înghițiți de ape. În clipa aceea, ei se rostogoleau prin valuri cu picioarele și cu mâinile legate, dacă nu cumva îi și devoraseră peștii. La câțiva pași de el, perfidul timonier și matelotul de pe Sfântul Ferdinand, care lăudase mai înainte puterea capitanului parizian, fraternizau cu corsarii și le arătau cu degetul pe acei marinari de pe bric pe care îi socoteau vrednici a fi încorporați în echipajul lui Otello. Doi muși legau picioarele celorlalți în ciuda înjurăturilor lor cumplite. După ce alegerea fu isprăvită, cei 8 tunari îi înșfăcară pe osândiți și izvârliră fără multă bătaie de cap în mare. Corsarii priviră cu o curiozitate răutăcioasă diferitele feluri în care acei oameni cădeau, schimele și ultima lor zvârcolire. Dar fețele lor nu trădau nici batjocură, nici mirare, nici milă. Pentru ei era un eveniment foarte simplu, cu care păreau obișnuiți. Cei mai vârstnici contemplau cu un zâmbet sumbru și stăpânit, mai cu seamă lăzile pline cu piaștri, așezate lângă catargul cel mare. Generalul și capitanul Gomez, așezați pe un balot, se consultau în tăcere printr-o privire aproape stinsă. Nu peste mult, ei rămaseră singurii supraviețuitori din echipajul de pe Sfântul Ferdinand. Cei 7 mateloți aleși de către cei 2 spioni dintre marinarii spanioli se metamorfozaseră fericiți în peruvieni. Ce groaznici ticăloși!" exclamă deodată generalul, pe care o indignare sinceră și curată îl făcu să uite și de durere și de prudență. Se supun și ei nevoii," răspunse liniștit Gomez. Dacă v-ați mai întâlni cu vreunul din inși ăștia, n-ați înfige spada în el?" Căpitane," spuse locotenentul întorcându-se către spaniol, parizianul a auzit vorbindu-se de dumneata. Sunteți, zice el, singurul om care cunoaște bine strâmtorile din Antile și coastele Braziliei. Nu vrei, capitanul îl întrerupse pe tânărul locotenent cu o exclamație de dispreț și răspunse. Voi muri ca un marinar și ca un spaniol credincios, ca un creștin, înțelegi? În mare cu el, strigă tânărul. La ordinul acesta, doi tunari îl înhățară pe Gomez. Sunteți niște lași, strigă generalul, repezindu-se la cei 2 corsari. Bătrâne, îi spuse locotenentul, nu te aprinde prea tare. Dacă panglica ta roșie face oarecare impresie asupra capitanului nostru, mie puțin îmi pasă. O să avem și noi îndată micuța noastră conversație. În clipa aceea, un zgomot surd, neînsoțit de niciun geamăt, îl făcu pe general să înțeleagă că bravul Gomez murise ca un marinar.
averea mea sau moartea!" strigă el într-un cumplit acces de furie. A, ai devenit mai rezonabil!" îi răspunse corsarul rânjind. Poți fi sigur că ai să capeți ori una, ori alta de la noi!" Apoi, la un semn al locotenentului, doi mateloți se repeziră să lege picioarele francezului. Acesta însă, lovindu-i cu o îndrăzneală surprinzătoare, smulse printr-o mișcare la care nimeni nu se aștepta sabia pe care o purta locotenentul la șold și începu să o vânture, sprinten ca un bătrân general de cavalerie care își cunoaște meseria. A, tâlharilor, n-aveți să-l aruncați în apă ca pe un neisprăvit pe un fost ostaș al lui Napoleon!" Împușcăturile de pistol trase de aproape în îndărătnicul francez atraseră atenția parizianului ocupat atunci cu supravegherea transportării grimentului ce ordonase să fie luat de pe Sfântul Ferdinand. Fără să se tulbure, veni să-l prindă pe la spate pe curajosul general, îl înhăță fulgerător și îl împinse spre bord, pregătindu-se să-l arunce în apă ca pe un ciot de prisos. În clipa aceea, generalul întâlni ochii crunți ai răpitorului fiicei sale. Tatăl și ginerele se recunoscură pe loc. Capitanul, imprimând avântului său o mișcare contrarie celei pe care i-o dăduse la început, ca și cum marchizul n-ar fi avut pic de greutate, în loc să-l arunce în apă, îl așeză în picioare lângă catargul cel mare. Un murmur se ridică pe punte. Atunci însă corsarul aruncă o privire spre oamenii săi și cea mai adâncă tăcere se înstăpâni numai decât. E tatăl Elenei," spuse capitanul cu un glas limpede și hotărât. Vai de cel ce nu-l va respecta!" Un ura de aclamații vesele răsună pe covertă și se înălță în văzduh ca o rugă într-o biserică sau ca întâia invocare din Te Deum. Mușii se legănară pe frânghii, mateloții și-aruncară bonetele în sus, tunarii tropăiră din picioare, toți se agitau, urlau, fluierau, înjurau. Manifestarea aceea fanatică de bucurie îl făcu sumbru și îngândurat pe general. Atribuind sentimentul lor cine știe cărei taine oribile, primului strigăt, când își recăpătă graiul, fu: Fata mea, unde este? Corsarul aruncă spre general una dintre acele priviri profunde, care, fără a-i se putea pricepe tâlcul, tulbură totdeauna chiar și sufletele cele mai îndrăznețe. Amuțindu-l astfel pe marchiz, spre marea satisfacție a mateloților bucuroși să vadă puterea șefului lor, cum se exercita asupra tuturor ființelor, îl îndrumă către o scară, îl îndemnă să coboare și îl conduse în fața unei uși de cabină, pe care o deschise brusc și spuse: Iată! După care dispăru, lăsându-l pe bătrânul marchiz, cufundat într-un fel de stupoare la vederea tabloului ce îi se înfățișă privirilor. Când auzise ușa de la camera ei deschizându-se brusc, Ellen se ridicase de pe divanul pe care ședea. Îl văzu pe marchiz și scoase o exclamație de uimire. Era atât de schimbată încât numai ochii unui părinte o mai puteau recunoaște. Soarele de la tropice îi înfrumusețase fața albă cu o culoare neagră, de o nuanță minunată, ce îi dau o expresie de poezie orientală și din care se degaja un aer de măreție, o fermitate maestoasă, un sentiment profund care ar fi impresionat până și sufletul cel mai grosolan. Părul lung și bogat, căzând în bucle mari peste gâtul plin de noblețe, adăuga încă o imagine de putere la mândria chipului său. Și în înfățișarea și în gesturile sale, Ellen lăsa să se reverse conștiința pe care tânăra o avea despre puterea sa. O satisfacție triumfală îi umfla ușor nările trandafirii, iar liniștea fericirii era antipărită în toată desăvârșirea frumuseții ei. Exista în ființa sa nu știu ce suavitate de fecioară și, totodată, felul acela de orgoliu specific celor ce se știu iubiți. Sclavă și regină, ea vroia să se lase supusă pentru că putea să domnească. Era îmbrăcată cu o măreție plină de farmec și de eleganță. O muselină de India alcătuia întreaga strălucire a toaletei sale. Dar divanul și pernele erau de cașmir. Un covor persan împodobea podeaua vastei cabine. Cei patru copii ai săi se jucau pe jos, construindu-și ciudatele lor castele din coliere de perle, din pietre scumpe și din estemate. În câteva vaze de porțelan de sevr se aflau flori rare ce îmbălsămau aerul. Erau iasomii din Mexic și camelii, printre care zburau câteva păsărele micuțe din America, domesticite,
părând rubine, safire și aurării însuflețite. Un pian era instalat în acest salon, iar pe pereții de lemn tapisați cu mătase roșie se vedeau din loc în loc câteva tablouri mici ca dimensiune, dar datorate celor mai buni pictori. Un apus de soare de Hipolit Schinner sta lângă un Terburg. O fecioară de Rafael se înfrunta în armonie cu o schiță de Jericho. Un Gerard Dow îi eclipsa pe pictorii portretiști ai Imperiului. Pe o masă dată cu lac de China se afla o farfurie plină cu fructe delicioase. Într-un cuvânt, Ellen părea a fi regina unei țări vaste în mijlocul acelui budoar în care iubitul ei încoronat strânsese cele mai elegante lucruri de pe pământ. Copiii își pironiseră asupra bunicului lor niște ochi de o vioiciune pătrunzătoare. Și deprinși cum erau să trăiască în mijlocul luptelor, al furtunilor și al larmei, ei se asemănau cu acei micuți romani doritori de război și de sânge pe care David i-a pictat în tabloul său Brutus. „Unde-i cu putință?" strigă Ellen, atingându-și tatăl cu mâinile, ca pentru a se încredința de realitatea acelei viziuni. „Ellen, tată!" Căzură unul în brațele celuilalt și îmbrățișarea bătrânului nu fu nici cea mai puternică, nici cea mai afectuoasă. „Erai pe vasul acela?" „Da," răspunse el cu un aer trist, așezându-se pe divan și privindu-i pe copiii care, strânși împrejurul lui, îl măsurau cu atenție naivă. „Aș fi pierit de n-ar fi fost soțul meu," spuse ea întrerupându-l. „Îmi închipui." „Ah!" exclamă generalul. „Pentru ce a trebuit să te reîntâlnesc astfel, Ellen, scumpa mea, pe tine după care atâta am plâns? Va trebui așadar să plâng mai departe pentru soarta ta." „De ce?" întrebă ea zâmbind. „Oare nu ești mulțumit să afli că sunt cea mai fericită dintre femei?" „Fericită?" strigă el cu o tresărire de uimire. „Da, bunul meu tată," urmă ea luându-l de mâini, sărutându-i-le, strângându-i-le la pieptui palpitând și adăugând la aceste alinturi o înfățișare pe care ochii strălucitori de plăcere o făceau încă și mai semnificativă. „Și cum?" întrebă el curios să cunoască viața fiicei sale și uitând totul în fața chipului ei fermecător. „Tată, crede-mă," răspunse ea, „îl am ca iubit, ca soț, ca servitor, ca stăpân, pe un bărbat al cărui suflet este tot atât de necuprins ca această mare fără margini, tot atât de plin de blândețe ca și cerul, într-un cuvânt, un zeu. De 7 ani niciodată nu i-a scăpat o vorbă, un sentiment, un gest care ar fi putut produce vreun dezacord față de dumnezeiasca armonie a făgăduielilor, a îmbrățișărilor și a dragostei lui. M-a privit totdeauna cu un surâs dulce pe buze și cu o lumină de bucurie în ochi. Colosus, glasul lui tunător, domina adesea urletele furtunii sau vuietul bătăliilor. Aici însă e dulce și armonios ca muzica lui Rossini, ale cărui capodopere le duc cu mine. Tot ceea ce capriciul unei femei poate născoci, mie mi se oferă. Uneori chiar dorințele îmi sunt depășite. În sfârșit, domnesc peste mări, iar aici sunt ascultată ca o regină. Oh, fericită!" reloia după ce se întrerupse o clipă. „Fericită nu-i cuvântul care ar putea să-i exprime fericirea mea. Am tot ce-și poate dori o femeie. Să simți o dragoste, un devotament nemărginit pentru cel pe care îl iubești și să găsești în inima lui, la el, totdeauna un sentiment nesfârșit în care sufletul unei femei se pierde. Spune, este aceasta o fericire? Eu am și trăit 1000 de vieți. Aici nu există decât eu, numai eu comand aici. Niciodată o făptură de sexul meu n-a pus piciorul pe vasul acesta măreț, unde Victor se află totdeauna la numai câțiva pași de mine. El nu poate merge mai departe decât mine de la pupa la prova," reloia cu o ușoară expresie de răutate. 7 ani, o iubire care rezistă timp de 7 ani la această bucurie neîntreruptă, la această probă de fiecare clipă. Mai este iubire? Nu. Oh, nu. E mai mult decât tot ceea ce am cunoscut eu în viață. Cuvintele omenești nu pot fi în stare să exprime o fericire cerească." Un șuvoi de lacrimi izbucni din ochii ei aprinși. Cei 4 copii scoaseră atunci un țipăt speriat, alergară la ea ca niște puișori la mama lor, iar cel mai mărișor îl lovi pe general, privindu-l cu un aer amenințător. „Abel," spuse ea, „îngerul meu,
Plâng de bucurie!" Îl luă pe genunchi, copilul o mângâie drăgăstos, petrecându-și brațele în jurul minunatului gât al fericitei Elen, ca un pui de leu care vrea să se joace cu mama lui. Și nu te plictisești?" exclamă generalul, năucit de răspunsul exaltat al fiicei sale. Ba da," răspunse ea, pe uscat atunci când coborâm. Și nici acolo nu m-am despărțit încă niciodată de soțul meu." Dar cândva îți plăceau petrecerile, balurile, muzica?" Muzica e glasul lui. Petrecerile-mi sunt toaletele pe care mi le născocesc pentru el. Când vreo rochie de-a mea îi place, nu-i ca și cum întregul pământ m-ar admira? Numai de aceea nu arunc în mare diamantele, colierele, diademele acestea de nestemate, bogățiile, florile, capodoperele de artă pe care mi le dăruiește spunându-mi: Elen, deoarece tu nu ieși în lume, vreau să vină lumea la tine. Dar pe vasul acesta sunt niște bărbați, niște bărbați crunți, groaznici, ale căror pasiuni..." Te înțeleg, tată," spuse ea zâmbind. N-avea nicio grijă. Nici când vreo împărăteasă n-a fost înconjurată de mai multă cinste câtă mi se acordă mie. Oamenii aceștia sunt superstițioși. Își închipuie că eu sunt geniul ocrotitor al acestei corăbii, al acțiunilor și al izbânzilor lor. Într-o zi, o singură dată, un matelot n-a fost cuvincios în cuvinte, adăugă ea râzând. Mai înainte ca Victor să fi putut afla ceva, oamenii din echipaj l-au azvârlit în mare în ciuda faptului că eu îl iertasem. Mă iubesc ca pe îngerul lor bun, iar eu îi îngrijesc când sunt bolnavi și am avut norocul să-i salvez pe câțiva de la moarte, veghindu-i cu o răbdare de femeie. Acești bieți oameni sunt ca niște uriași și ca niște copii totodată. Dar când dau loc lupte, m-am deprins cu ele, răspunse Elen. N-am tremurat decât în timpul celei din tâi. Acum sufletul mi s-a obișnuit cu acest pericol. Ba chiar... Doar sunt fata dumitale, spuse ea. Îmi place. Și dacă el ar muri, aș muri și eu. Și copiii tăi? Sunt fiii oceanului și ai primejdiei și duc viața pe care o duc și părinții lor. Existența noastră e una singură și nu se poate despărți. Noi toți trăim aceeași viață, suntem scriși pe aceeași pagină și ne poartă aceeași luntre, știm. Îl iubești, deci, atât de tare încât ții la el mai mult decât la orice?" Decât la orice," repetă ea. Dar să nu cercetăm această taină. Uite, copilul acesta scump, ei bine, și el este tot el." Și, îmbrățișându-l pe Abel cu o patimă extraordinară, își lipi buzele de obrajii și de părul lui. Dar," strigă generalul, nu voi izbuti să uit că el a poruncit să fie aruncați în mare 9 oameni." Pe semne că a fost nevoit să facă așa," răspunse ea, pentru că altminteri e omenos și bun. Se străduiește să nu verse mai mult sânge decât e necesar pentru viața și interesele micii lumi pe care o călăuzește și pentru cauza sfântă pe care o apără. Vorbește-i despre ceea ce ți se pare urât și vei vedea că va ști să te facă să-ți schimbi părerea." Și crima lui," zise generalul, de parcă și-ar fi vorbit sie însuși. Dar dacă acea crimă va fi fost o datorie," replică Elen cu o demnitate rece, dacă justiția oamenilor n-a putut să-l răzbune." Să se răzbune singur?" exclamă generalul. Și ce iadul?" întrebă ea. De nu o răzbunare veșnică pentru greșeala de o zi." Ah, ești pierdută, te-a vrăjit, te-a pervertit." Nu mai judeci? Rămâi aici o zi, tată, și dacă vei vrea să-l asculți și să-l privești, îl vei îndrăgi." Elen," spuse grav generalul, ne aflăm la câteva leghe de Franța." Ea tresări, privi prin fereastra camerei sale și arătă marea desfășurându-și imensele savane de apă verde. Iată țara mea," răspunse ea apoi, lovind cu vârful piciorului covorul. Și nu vei veni să-ți vezi mama, sora, frații?" O, ba da," spuse ea cu lacrimi în glas, dacă el va vroi și dacă va putea să mă însoțească." Așadar, tu nu mai ai nimic, Elen," relu sever militarul, nici țară, nici familie." Sunt soția lui," replică ea cu un aer de mândrie, cu un accent plin de noblețe. Iată,
De 7 ani, aceasta e cea din tâi bucurie care nu vine de la el," adăugă, luând mâna tatălui său și sărutând-o. Și iată cel din tâi reproș pe care îl aud." Dar conștiința ta?" Conștiința mea? Conștiința mea este el." În acea clipă, Elen tresări puternic. Iată-l," spuse ea. Chiar și în toiul unei lupte, eu îi recunosc pe punte pasul dintr-o mie." Și, deodată, o roșeață îi împurpură obrajii, făcând chipul să-i strălucească, ochii să-i ardă și tenul să-i devină de un alb mat. Era numai fericire și iubire în toți mușchii ei, în vinele-i albastre, întresărirea involuntară a întregii sale ființe. Tulburarea aceasta puternică îl impresionă pe general. Într-adevăr, peste o clipă, corsarul intră, se așeză într-un fotoliu, îl luă pe fiul său și începu să se joace cu el. O clipă domni tăcerea, căci timp de o clipă generalul, adâncit într-o reverie comparabilă cu sentimentul vaporos dintr-un vis, contemplă eleganta cabină, asemănătoare cu un cuib de alcioni, în care familia aceasta rătăcea de 7 ani pe ocean, între ceruri și ape, lăsându-se în seama unui bărbat, condusă printre primejdiile luptelor și ale furtunilor, așa cum o căsnicie este călăuzită în viață de către un șef, printre nenorocirile sociale. Își privea cu admirație fata, imagine fantastică de zeiță marină, suavă de frumusețe, bogată de fericire și făcând să pălească toate comorile care o înconjurau, în fața comorilor sufletului ei, a strălucirilor ochilor și a poeziei de nedescris, exprimată de întreaga ființă și de cele din jurul ei. Situația aceasta prezenta o ciudățenie care îl uimea, o pasiune și niște rațiuni atât de sublime încât depășeau toate ideile obișnuite. Recile și îngustele combinații sociale dispăreau înaintea acestui tablou. Bătrânul militar simți toate aceste lucruri și înțelese limpede că fiica sa nu va părăsi niciodată o asemenea viață, atât de largă și atât de bogată în neprevăzut, plină de o iubire atât de sinceră. Apoi, dacă Elen savurase odată gustul pericolului fără a se fi înfricoșat, ea nu va mai putea să se întoarcă la măruntele scene ale unei lumi meschine și mărginite. Vă stânjenesc?" întrebă corsarul, rupând tăcerea și privind-o pe soția sa. Nu," îi răspunse generalul. Elen mi-a spus totul." Văd că pentru noi ea este pierdută." Nu," replică hotărât corsarul. Mai sunt câțiva ani și prescripția îmi va îngădui să mă întorc în Franța. Când cugetul îți este curat și când, încălcând legile dumneavoastră sociale, un om s-a supus să..." Tăcu, negăsind necesar să se justifice. Și cum veți putea," spuse generalul întrerupându-l, să nu vă faceți remușcări pentru ultimele crime ce s-au săvârșit sub ochii mei?" Nu mai aveam pic de hrană," răspunse liniștit corsarul. Dar dacă i-ați fi debarcat pe oamenii aceia pe țărm, ei ar fi trimis un vas să ne taie retragerea și n-am fi ajuns în Chile." Dar până ce ei din Franța," spuse generalul întrerupându-l, ar fi prevenit amiralitatea Spaniei, dar Franța însă își putea găsi drept un fapt rău că un om, aflat încă sub urmărirea curților sale cu juri, a atacat un bric închiriat de niște bordelezi. De altminteri, nu vi s-a întâmplat niciodată pe câmpul de luptă să trageți câteva lovituri de tun mai mult decât era necesar?" Generalul, intimidat de privirea corsarului, tăcu. Fica sa îl scrută cu un aer ce exprima tot atâta triumf cât și tristețe. "Generale," spuse corsarul cu o voce adâncă, "mi-am făcut o lege din a nu mă atinge niciodată de prada luată. E însă, în afară de orice îndoială, că partea mea va fi mai mare decât era averea dumneavoastră. Îngăduiți-mi să vi-o înapoiez în altă monedă." Luă din cutia pianului un teanc de bilete de bancă și, fără a le mai număra, îi întinse marchizului 1.000.000. "Veți înțelege," reluă el, "că eu nu mă pot distra privind trecătorii de pe drumul spre Bordeaux. Ori, dacă nu cumva vă ispitesc primejdiile vieții noastre de nomazi, scenele Americii meridionale, nopțile noastre de la tropice, bătăliile noastre și plăcerea de a face să triumfe pavilionul vreunei tinere națiuni sau numele lui Simon Bolivar, trebuie să ne părăsiți. O șalupă și câțiva oameni de credință vă așteaptă. Să ne nădăjduim că o a treia întâlnire între noi va fi mai fericită."
Victor, aș vrea să mai stau o clipă cu tata," spuse Ellen pe un ton nemulțumit. 10 minute mai mult sau mai puțin ne pot pune față în față cu vreo fregată. Fie, ne vom distra o leacă, oamenii noștri se cam plictisesc." Oh, du-te, tată," strigă soția marinarului, și du surorii fraților și mamei mele," adăugă ea, aceste semne de dragoste din partea mea." Luă un pumn de pietre scumpe de coliere de bijuterii, le înfășură într-un șal de cașmir și îi le arătă cu sfială tatălui său. Și ce să le spun din partea ta?" întrebă el, părând impresionat de șovăiala pe care o arătase fiica sa înainte de a pronunța cuvântul mamei. Oh, te-ai putea îndoi de simțămintele mele? În fiecare zi mă rog pentru fericirea lor." Ellen," relu bătrânul privind-o cu atenție, oare n-am să te mai văd niciodată? N-am să aflu cărei pricini i se datorează fuga ta?" Această taină nu o pot spune," zise ea cu voce gravă. Aș avea dreptul să ți-o spun, dar poate totuși că nu ți-o voi spune niciodată. Am îndurat timp de 10 ani chinuri nemaipomenite." Nu mai spuse nimic și înmână tatălui ei cadourile pe care le dăruia familiei. Generalul, deprins din războaie cu cele mai largi idei în materie de pradă, primi darurile oferite de fiica sa și îi plăcu să creadă că, sub înrăurirea unui suflet atât de curat, atât de frumos ca al frumoasei Ellen, capitanul parizian va rămâne om cinstit, purtând războiul numai împotriva spaniolilor. Simpatia lui pentru oamenii îndrăzneți îl stăpânea. Socotind că ar fi caragios să se comporte ca un mironosit, strânse vârtos mâna corsarului, o îmbrățișă pe Ellen, singura lui fată, cu acea efuziune tipic militară și lăsă o lacrimă să cadă pe acel obraz a cărui mândrie, a cărui expresie bărbătească îi zâmbise de atâtea ori. Marinarul, adânc emoționat, îi dădu copiii să-i binecuvânteze. În sfârșit, își spuseră cu toții pentru cea din urmă oară adio, printr-o privire lungă care nu era lipsită de înduioșare. Să fiți fericiți pururi, strigă bunicul, îndreptându-se spre punte. Pe mare, un spectacol deosebit îl aștepta pe general. Sfântul Ferdinand, cuprins de flăcări, ardea ca un imens foc de paie. Mateloții, ocupați cu scufundarea bricului spaniol, descoperiră că la bordul acestuia se afla o încărcătură de rom, băutură ce se găsea din belșug pe Otelo, așa că li se păru nostim să aprindă un mare castron cu pungi în mijlocul mării. Era o petrecere destul de scuzabilă pentru niște oameni pe care, vădita monotonia mării, îi făcea să se folosească de orice prilej spre a-și înveseli zilele. Coborând de pe bric în șalupa luată de pe Sfântul Ferdinand, mânată de 6 mateloți voinici, generalul își împărțea fără să vrea atenția între incendiul de pe Sfântul Ferdinand și fica sa, care, sprijinită de corsar, sta pe puntea dinainte a navei lor. În fața atâtor amintiri, privind rochea albă a fiicei sale care flutura ușoară ca încă o pânză de corabie, și contemplând pe ocean figura aceea frumoasă și impunătoare, îndeajuns de măreață pentru a domina totul, chiar și marea, el uitase cu nepăsarea unui militar că trecea peste mormântul bravului Gomez. Deasupra sa, o imensă coloană de fum plutea ca un nor întunecat, iar razele soarelui străbătând din loc în loc norul, își strecura prin el poeticelei străluciri. Era ca un al doilea cer, ca un dom sumbru sub care străluceau un fel de policandre și deasupra căruia se desfășura azurul nepătat al firmamentului, ce părea de mii de ori mai frumos din cauza acestui contrast efemer. Culorile bizare ale acelui fum, rând pe rând galben, albastru, roșu, negru, îngemănându-se vaporos, învăluiau vasul ce strălucea, pârâia și trosnea. Flacărașul era cuprinzând parâmele și alerga de-a lungul corăbiei așa cum zboară o răzvrătire populară pe străzile unui oraș. Romul ardea cu flăcări albastre ce se zvârcoleau de parcă însuși duhul mărilor ar fi agitat licoarea aceea furibundă, așa cum la o orgie mâna unui student face să se miște vesela pălălaia unei pungi. Soarele însă mai puternic prin lumina sa, invidios pe această strălucire obraznică, abia lăsa să se vadă sub razele sale culorile acelui incendiu. Erau ca o plasă, ca o eșarfă ce flutura în mijlocul torentului său de flăcări.
Otelo, ca să fugă, se folosise de puținul vânt pe care îl putuse prinde în noua sa direcție și se înclina când pe o coastă, când pe cealaltă, ca un zmeu de hârtie legănat în văzduh. Frumosul bric gonea de-a dreptul către sud. Și ba se pierdea din ochii generalului, dispărând în dosul coloanei drepte a cărei umbră se proiecta fantastic peste ape, ba se ivea iar ridicându-se cu grație și lunecând. Ori de câte ori Elen îl mai putea zări pe tatăl său, își flutura Batista ca să-l mai salute odată. Curând, Sfântul Ferdinand se scufundă, stârnind o clocotire stinsă îndată de ocean. Nu mai rămase atunci din toată acea scenă decât un nor legănat de briză. Otelo era departe, șalupa se apropia de țărm. Norul se așternu între această fragilă ambarcațiune și bric. Ultima oară când generalul își mai zări fica, fu printr-o despicătură în acel fum unduitor. Profetică viziune! Numai Batista albă și rochia se mai întrezăreau pe fondul brun închis. Între apa verde și cerul albastru, bricul nu se mai vedea. Elen nu mai era decât un punct imperceptibil, o linie subțire, grațioasă, un înger din ceruri, o idee, o amintire. Învățătura. După ce și-a refăcut averea, marchizul a murit doborât de oboseală. La câteva luni după moartea lui, în 1833, marchiza trebuie să o ducă pe Moaina la o cură de ape în Pirinei. Năzuroasa copilă vreau într-o zi să vadă frumusețile acelor munți. Se reîntoarseră apoi la băi și atunci se petrecu următoarea scenă îngrozitoare. Oh, Dumnezeule, spuse Moaina, am făcut foarte rău, mamă, că nu am mai stat câteva zile în munți. Ne simțeam mult mai bine ca aici. Ai auzit gemetele nesfârșite ale afurisitului acela de copil și trâncăneala nenorocitei femei, care de bună seamă că vorbește cine știe ce dialect, de n-am priceput niciun cuvânt din tot ce spune? Ce soi de oameni ne-au dat ca vecini? Noaptea aceasta e una dintre cele mai îngrozitoare pe care le-am petrecut în viața mea. Eu n-am auzit nimic, răspunse marchiza. Dar, scumpa mea copilă, mă duc să o caut pe proprietăreasă și să-i cer camera de alături, așa încât vom fi numai noi în tot apartamentul și nu vom mai auzi nicio gălăgie. Cum te simți în dimineața asta? Ești obosită? Rostind aceste ultime cuvinte, marchiza se ridicase să vină lângă patul pe care sta Moaina. Ia să vedem, spuse ea căutând mâna fetei. Oh, lasă-mă, mamă, răspunse Moaina, ești rece. Și tânăra se întoarse pe perna ei cu o mișcare de supărare, dar așa de grațioasă, încât i-ar fi fost greu unei mame să se supere. În acea clipă, un vaiet al cărui accent slab și prelungit trebuia să sfâșie inima unei femei, s-auzi din camera de alături. Vai, dacă ai auzit astea toată noaptea, de ce nu m-ai deșteptat? Am fi... Un geamăt mai adânc decât toate celelalte o întrerupse pe marchiză, care exclamă: Acolo moare cineva! Și ieși grăbită. Trimite-mi-o pe Polen! Strigă Moaina în urmă. Vreau să mă îmbrac! Marchiza coborâ în fugă și o găsi pe gazdă în curte, înconjurată de câteva persoane care păreau să o asculte cu atenție. Doamnă, ați pus lângă noi pe cineva care pare foarte bolnav. Ah, nu-mi vorbiți de asta! Exclamă stăpâna hotelului. Tocmai am trimis după primar. Închipuiți-vă că e o femeie, o biată nenorocită care a sosit aseară pe jos. Vine din Spania și nu are nici pașaport, nici bani. Ducea în spate un copilaș pe moarte. N-am putut să n-o primesc. Azi dimineață m-am dus o văd, pentru că ieri când a poposit aici m-a impresionat. Biata de ea, zăcea lângă copilul ei și amândoi se luptau cu moartea. Doamnă, mi-a spus, scoțând de pe deget un inel de aur, nu mai am decât atât, luați-l drept plată. Va fi îndeajuns, căci n-am să poposesc mult aici. Biet copil, o să murim împreună, a mai spus ea privindu-și copilașul. I-am luat inelul și am întrebat-o cine este, dar n-a vrut să-mi spună în ruptul capului cum o cheamă. Am trimis după doctor și după domnul primar. Vai, exclamă marchiza, dați-i toate îngrijirile ce i-ar putea fi de folos. Dumnezeule, poate că mai e timp să fie salvată.
Vă voi plăti eu toate cheltuielile pentru ea. Ah, doamnă, pare nemaipomenită de mândră și nu știu dacă are să accepte. Mă duc eu să o văd. Și numai decât marchiza urcă spre camera necunoscutei, fără să se gândească la faptul că apariția sa în haine de doliu ar putea să-i facă rău acelei femei într-un moment când se spunea că e pe moarte. Marchiza îngălbeni la vederea muribundei. În ciuda groaznicelor suferințe ce schimbaseră frumoasa înfățișare a Elenei, ea o recunoscu pe fiica sa cea mare. La vederea unei femei îmbrăcate în negru, Elen se ridică în capul oaselor, scoase un țipă de groază, dar când își recunoscu în acea femeie mama, se prăbuși iar încet pe pat. Copila mea, zise doamna de Glemon. Ce ai? Polen, Moina! Nu-mi mai trebuie nimic, răspunse Elen cu un glas sfârșit. Nădăjduiam să-l văd pe tata, dar doliul dumitale nu isprăvi. Își strânse copilul la piept ca pentru a-i reda căldura, îl sărută pe frunte și îndreptă spre mama sa o privire în care încă se mai citea un reproș, deși domolit de iertare. Marchiza nu vroi să vadă acel reproș. Ea uită că Elen era un copil zămislit cândva în lacrimi și în deznădejde, copilul datoriei, un copil ce fusese cauza celor mai mari nefericiri ale sale. Înainte încet spre fiica sa cea mare, nemai aducându-și aminte decât că Elen o făcuse pentru întâia oară să cunoască plăcerile maternității. Ochii mamei erau plini de lacrimi și, îmbrățișându-și fiica, exclamă: Elen, fata mea! Elen privea tăcută. Aspirase ultimul suspin al ultimului ei copil. În acea clipă, Moina, camerista ei Polen, proprietărea sa și un medic intrară. Marchiza ținea mâna ca de gheața a fiicei sale în mâinile ei și o privea cu o disperare sinceră. Zdrobită de nenorocire, văduva marinarului, scăpată dintr-un naufragiu din care abia izbutise să salveze un singur copil din întreaga-i familie atât de frumoasă, îi spuse cu un glas cumplit mamei sale: Toate astea sunt opera dumitale. Dacă mi-ai fi fost ceea ce... Moina, ieși, ieșiți cu toții! Strigă doamna de Glemon, acoperind glasul sărmanei Elen cu strigătele sale. Fie-ți milă, fata mea, să nu începem iar în clipa de acum tristele înfruntări. Am să tac, răspunse Elen, făcând un efort supranatural. Sunt și eu mamă, știu că Moina nu trebuie să... Unde mi-e copilul? Moina se întoarse în cameră, adusă de curiozitate. Surioară, spuse răsfățata copilă. Medicul, totu-i zadarnic, reluă Elen. Ah, de ce n-am murit la 16 ani, când am vrut să mă omor? Fericirea nu se găsește nicicând în afara legilor. Moina, tu... Muri cu capul plecat peste capul fiului său, pe care îl îmbrățișase convulsiv. Moina, reluă doamna de Glemon, după ce se întoarseră în camera lor, unde izbucni în lacrimi. Sora ta vroia de bună seamă să-ți spună că pentru o fată fericirea nu poate fi niciodată într-o viață romanțioasă, în afara principiilor stabilite și, mai cu seamă, departe de mama sa. Ianuarie 1831. Partea a șasea. Bătrânețea unei mame vinovate. Ispășire. Într-una din primele zile ale lunii iunie 1844, o doamnă de vreo 50 de ani, dar care părea mai bătrână decât s-ar fi potrivit cu vârsta ei adevărată, se plimba la soare pe la ora amiezei, de-a lungul unei alei, în grădina unui mare palat de pe strada Plumet din Paris. După ce străbătu de 2-3 ori cărarea ușor șerpuită pe unde se tot învârtea ca să nu scape din vedere ferestrele de la un apartament ce părea că îi atrage întreaga atenție, veni să se așeze pe unul dintre acele fotolii pe jumătate țărănești ce se fac din ramuri tinere de copac nejupuite. Din locul în care se afla acel jilț elegant, doamna putea să cuprindă cu privirea dincolo de gardul de fier înconjurător și bulevardele interioare în mijlocul cărora este așezat admirabilul dom al invalizilor, care își înalță cupola de aur peste creștetele miilor de ulmi, admirabil peisaj, precum și aspectul mai puțin grandios al grădinii sale, terminată sub fațada sura unuia dintre cele mai frumoase palate din Foburgul Saint-Germain.
Totul era liniștit împrejur, și grădinile din preajmă, și bulevardele, și domul invalizilor, căci în cartierul acela nobil, ziua nu începe decât la prânz. Cu excepția cine știe cărui capriciu, cu excepția vreunei tinere doamne ce vrea să facă o partidă de călărie, ori a vreunui bătrân diplomat care are de refăcut vreun protocol. La o astfel de oră și valeții și stăpânii dorm cu toții sau cu toții se deșteaptă. Bătrâna doamnă atât de matinală era marchiza de Glemon, mama doamnei de Saint-Réan, căreia îi aparținea frumosul palat. Marchiza se lipsise de el pentru fica sa, căreia îi dăduse întreaga avere, neoprindu-și decât o pensie viageră. Contesa Moina de Saint-Réan era ultimul copil al doamnei de Glemon. Ca să o poată mărita cu moștenitorul uneia dintre cele mai ilustre familii din Franța, marchiza sacrificase totul. Nimic mai firesc, ea pierduse succesiv doi fii. Unul, Gustav, marchiz de Glemon, murise de holeră. Celălalt, Abel, căzuse în fața orașului Constantin, în Alger. Gustav lăsase câțiva copii și o văduvă. Dar afecțiunea destul de ștearsă pe care doamna de Glemon le-o purtase celor doi fii ai săi se domolise și mai mult atunci când trecuse asupra nepoților. Se comporta politicos cu doamna de Glemon, cea tânără, dar se limita la un sentiment superficial pe care bunul simț și conveniențele ne prescriu să le manifestăm față de cei ce ne sunt apropiați. Averea copiilor săi decedați fiind perfect orânduită, ea își rezervase scumpei Moina toate economiile și toate bunurile sale personale. Moina, frumoasă și fermecătoare încă din copilărie, fusese totdeauna pentru doamna de Glemon obiectul uneia dintre acele preferințe născute sau involuntare la unele mame cu mai mulți copii. Simpatie fatală ce pare inexplicabilă sau pe care spiritele pătrunzătoare știu să le explice foarte bine. Încântătoarea figura scumpei Moina, sunetul glasului acelei copile dragi, manierele, mersul, fizionomia, gesturile, întreaga ei făptură trezeau în sufletul marchizei cele mai profunde emoții ce pot însufleți, tulbura sau fermeca inima unei mame. Izvorul vieții sale prezente, al vieții sale de mâine, al vieții sale trecute, era în inima acelei tinere doamne în care ea își aruncase toate comorile. Moina supraviețuise în mod fericit altor patru copii, frații ei mai mari. Doamna de Glemon, într-adevăr, pierduse în chipul cel mai nenorocit, spuneau oamenii din lumea bună, o fată încântătoare a cărei soartă era aproape necunoscută și un băiețel ce pierise la vârsta de 5 ani într-o catastrofă îngrozitoare. Marchiza văzuse, desigur, o hotărâre a cerului în respectul pe care ursita părea a-l avea față de fica inimii sale și nu acorda decât niște slabe amintiri copiilor căzuți sub capriciile morții și care rămâneau în adâncul inimii sale ca acele morminte ridicate pe un câmp de bătălie, dar pe care florile câmpului aproape că le-au și făcut să dispară. Lumea ar fi putut să ceară aspră socoteală marchizei pentru o asemenea nepăsare și pentru o asemenea preferință. Dar lumea la Paris este târâtă de un torent de evenimente, de mode, de idei noi, încât întreaga viață a doamnei de Glemon trebuia să fie oarecum uitată. Nimeni nu se gândea să-i facă o crimă dintr-o răceală, dintr-o uitare ce nu interesa pe nimeni, pe când dragostea ei vie pentru Moina interesa pe mulți și avea toată sfințenia unei prejudecăți. De altfel, marchiza nu prea ieșea în lume, iar pentru cele mai multe dintre familiile care o cunoșteau, ea părea bună, dulce, pioasă, indulgentă. Ori nu e necesar să ai un interes destul de viu pentru cineva ca să mergi dincolo de aceste aparențe cu care se mulțumește societatea? Și apoi, ce nu li se iartă bătrânilor atunci când ei se strecoară ca niște umbre și nu vor să mai fie decât o amintire? În sfârșit, doamna de Glemon era un model recomandat cu delicatețe de către copii, părinților lor și de către gineri, soacrelor lor. Ea îi dăduse înainte de vreme toate bunurile sale fiicei iubite Moina, mulțumită de fericirea tinerei contese și nemai trăind decât prin ea și pentru ea. Dacă niscaiva bătrân prudenți sau niscaiva unchi săcăitori dezaprobau o atare conduită spunând: doamna de Glemon are să se căiască poate într-o zi că s-a despuiat de avere în favoarea fiicei sale, căci dacă ea cunoaște bine inima doamnei de Saint-Réan,
poate fi oare tot atât de sigură și de cinstea ginerelui său? Împotriva unor asemenea profeți se ridica un huiduit general. Din toate părțile ploua cu laude pentru Moaina. Trebuie să recunoaștem meritul doamnei de Osen-Erean, spunea o tânără doamnă, anume că mama sa n-a fost nevoită să schimbe nimic în jurul ei. Doamna de Glemon locuiește admirabil, are o trăsură la ordinele ei și poate să se ducă oriunde în toate casele, ca și mai înainte. Numai la de italian, nu? Răspundea în șoapte un bătrân parazit, unul dintre acei inși care cred că au dreptul să-și copleșească prietenii cu zeflemelile lor, pe motiv că așa își dovedesc independența. Bătrâna nu mai iubește decât muzica, lucru cu totul străin copilei ei răsfățate. Pe vremea sa, marchiza era o foarte bună muziciană. Dar întrucât loja de la de italian a contesei este veșnic invadată de tinerii fluturași, iar bătrâna ar stânjeni-o pe tinerică, despre care aș început să se vorbească oarecum ca despre o mare cochetă, biata mamă nu se mai duce niciodată la teatru. Doamna de Osen-Erean, spunea o domnișoară, dă pentru mama sa niște serate minunate și are un salon unde vine întregul Paris. Un salon unde nimeni nu-i dă nicio atenție marchizei, răspundea parazitul. Adevărul e că doamna de Glemon nu este niciodată singură, spunea un crai sprijinind părerile tinerelor doamne. Dimineața, răspundea în șoapte bătrânul bârfitor, dimineața scumpa Moaina doarme, la ora 4 scumpa Moaina este la boa, seara scumpa Moaina se duce la bal sau la bufet. E însă adevărat că doamna de Glemon are putința uneori să o vadă pe scumpa ei fică, în vreme ce aceasta se îmbracă sau în timpul mesei, atunci când scumpa Moaina ia masa din întâmplare împreună cu scumpa sa mamă. Nu sunt nici 8 zile, domnule, spuse parazitul luându-l de braț pe un tânăr preceptor timid, nou venit în casa în care se afla, de când am văzut-o pe acea biată mamă stând tristă și singură la gura sobei. Ce aveți? Am întrebat-o. Marchiza m-a privit zâmbind, dar era sigur că plânsese. Mă gândeam, mi-a spus ea, că e tare ciudat să mă văd singură după ce am avut 5 copii. Dar asta e soarta noastră. Și apoi, eu mă simt fericită când știu că Moaina se distrează. Mie putea să mi se destăinuiască. Îl cunoscusem cândva pe soțul său. Era un om oarecare și a fost destul de norocos căsătorindu-se cu marchiza. Ei a datorat fără îndoială și titlul de pair și slujba de la curtea lui Carol al X-lea. Se strecoară însă atâtea erori în conversațiile de societate, se săvârșesc cu ușurință răutăți atât de profunde, încât cel ce studiază istoria moravurilor este dator să chipzuiască temeinic aserțiunile emise cu ușurință de atâția ușuratici. În sfârșit, poate că niciodată nu trebuie să hotărâm cine greșește sau cine are dreptate între copil și mamă. Între aceste două inimi nu poate fi decât un singur judecător. Judecătorul acesta este Dumnezeu. Dumnezeu care adeseori își așează răzbunarea în sânul familiilor și se slujește veșnic de copii împotriva mamelor, de tați împotriva fiilor, de popoare împotriva regilor, de prinți împotriva națiunilor, de toți împotriva tuturor, înlocuind în lumea sufletească sentimentele cu alte sentimente, așa cum frunzele tinere le înlocuiesc pe cele vechi primăvara, și acționând în vederea unei ordini imuabile, a unui țel numai de el știut. Fără îndoială, totul se îndreaptă spre sânul lui sau, și mai exact, se întoarce acolo. Asemenea cugetări religioase atât de firești inimii bătrânilor, pluteau răzlețe în sufletul doamnei de Glemon. Ele se zbuciumau pe jumătate luminoase, când afundându-se, când ivindu-se limpezi, ca niște flori ce se zbat deasupra apelor în timpul unei furtuni. Marchiza se așezase pe o bancă obosită, slăbită de o lungă meditare, de una dintre acele reverii în lumina cărora întreaga viață se ridică și se desfășoară în fața ochilor celor care își presimt moartea. Femeia aceasta, îmbătrânită înainte de vreme, ar fi reprezentat pentru un poet în trecere pe bulevard un tablou ciudat. Văzând-o cum sta acolo în umbra subțire a unui salcâm, umbra unui salcâm la amiază, oricine ar fi putut să citească unul dintre miile de lucruri scrise pe acel chip, rămas palid și rece chiar și sub razele fierbinți ale soarelui.
Figura sa plină de expresie înfățișa o anume trăsătură încă și mai gravă decât o viață la declinul ei, sau mai profundă decât un suflet gârbovit de experiență. Era unul dintre acele tipuri care, între mii de fizionomii neluate în seamă pentru că sunt lipsite de orice particularitate, vă face să vă opriți pentru o clipă și să cugetați. Întocmai cum între miile de tablouri dintr-un muzeu sunteți impresionați puternic fie de capul sublim în care Murillo a pictat durerea maternă, fie de obrazul Beatricei Cenci în care Guido Reni a știut să zugrăvească cea mai tulburătoare inocență pe fondul celei mai înspăimântătoare crime, fie de sumbra fața lui Filip al II-lea în care Velázquez a imprimat pentru totdeauna măreața groază pe care trebuie să o inspire regalitatea. Unele figuri omenești sunt imagini despotice care vă vorbesc și vă întreabă, care răspund la gândurile voastre tainice și chiar închipuiesc poeme întregi. Fața de gheață a doamnei de Glemon era unul dintre asemenea poeme teribile, unul dintre asemenea chipuri răspândite cu miile în Divina Comedia lui Dante Alighieri. În timpul scurtului anotimp cât femeia se află în floare, trăsăturile frumuseții sale slujesc uimitor de bine disimulării la care slăbiciunea ei firească și legile noastre sociale o condamnă. Sub strălucitoarea lumina obrajilor ei fragezi, sub flacăra ochilor săi, sub țesătura grațioasă a trăsăturilor sale așa de fine, a atâtor linii multiplicate, arcuite ori drepte, dar pure și desăvârșit stăpânite, toate emoțiile ei pot rămâne secrete. Atunci roșeața însăși nu dovedește nimic, colorând și mai mult niște culori, oricum atât de vii. Toate flăcările lăuntrice se îmbină atunci atât de bine cu lumina acelor ochi înflăcărați de viață, că până și flacăra trecătoare a unei suferințe nu mai apare decât ca un farmec mai mult. Așa încât nimic nu este atât de discret ca un chip tânăr, pentru că nimic nu este mai imobil. Figura unei femei tinere are liniștea, strălucirea, limpezimea suferinței unui lac. Fizionomia femeilor nu începe decât la 30 de ani. Până la această vârstă, pictorul nu găsește în chipurile lor decât culori trandafirii și albe, surâsuri și expresii care repetă un același gând, gândul tinereții și al iubirii, gând uniform și fără profunzime. La bătrânețe însă totul a vorbit în ființa femeii, pasiunile s-au încrustat pe chipul său. Ea a fost amantă, soție, mamă. Expresiile cele mai violente de bucurie și de durere, în cele din urmă i-au schimonosit și i-au pocit trăsăturile, i s-au întipărit în mii de riduri, care toate au un limbaj, iar un cap de femeie devine atunci sublim prin groaza lui, frumos prin melancolia lui sau magnific prin liniștea sa. Dacă ne este îngăduit a urma această stranie metaforă, lacul secat lasă atunci să se vadă toate torentele ce l-au alcătuit. Un cap de bătrână nu mai aparține nici lumii care, frivolă, se înspăimântă să zărească în el ruina tuturor ideilor de eleganță cu care e obișnuită, nici artiștilor de rând care nu descoperă în el nimic, ci adevăraților poeți, aceia care au sentimentul unui frumos independent de toate convențiile pe care se întemeiază atâtea prejudecăți în materie de artă și de frumusețe. Deși doamna de Glemon purta pe cap o bonetă la modă, era ușor de văzut că părul ei cândva negru fusese încărunțit de crude suferinți. Dar felul cum îl despărțea în două printr-o cărare la mijloc, dovedea bunul ei gust, ilustrând grațioasele deprindere ale femeii elegante și încadrând minunat fruntea-i veșteda și ridată, în forma căreia se mai puteau vedea câteva urme din vechea-i strălucire. Conturul feței sale, regularitatea trăsăturilor, dădeau o idee slabă, într-adevăr, despre frumusețea de care trebuie să fi fost mândră cândva. Însă aceste indicii ilustrau și mai mult durerile ce trebuie să fi fost destul de crunte pentru a-i brăzda fața, pentru a-i scobi tâmplele, a-i scofâlci obrajii, a-i învineți ploapele și a-i le lăsa fără gene acest farmec al privirii. Totul era tăcut în ființa acestei femei. Umbletul și mișcările ei aveau acea încetinală gravă și măsurată ce impun respect. Modestia s-a schimbat în sfială, părea să fie rezultatul deprinderii pe care o căpătase de câțiva ani încoace de a se feri de fica ei, iar vorba ei era rară și slabă ca tuturor celor siliți să reflecteze, să se concentreze, să trăiască închiși în sine.
Această atitudine și această interiorizare inspirau un sentiment nedeslușit care nu era nici de teamă, nici de compătimire, dar în care se contopeau tainic și ciudat toate gândurile pe care le pricinuiseră aceste simțăminte diferite. În sfârșit, natura ridurilor ei, felul în care îi era încrețit chipul, paloarea privirii îndurerate, totul vorbea limpede despre acele lacrimi vărsate în inimă, care niciodată nu cad pe pământ. Nefericiții obișnuiți să contemple cerul pentru a-l implora să-i scape de chinurile vieții, ar fi recunoscut lesne în ochii acestei mame crudele deprinderi ale unei rugăciuni făcute clipă de clipă și ușoarele vestigii ale acelor dureri tainice care sfârșesc prin a nimici florile sufletului, ba până și sentimentele de mamă. Pictorii pot zugrăvi cu ajutorul culorilor asemenea portrete, dar ideile și cuvintele sunt neputincioase să le traducă fidel. Există în nuanțele culorii obrazului și în aerul unui chip fenomene de neexplicat pe care sufletul le simte văzându-le. Dar povestirea evenimentelor cărora se datorează niște schimbări de fizionomie atât de teribile constituie singura putință ce îi rămâne poetului spre a le face înțelese. Figura aceasta reflecta o furtună liniștită și rece, o luptă tainică între eroismul durerii materne și infirmitatea sentimentelor noastre, care sunt finite ca și noi și în care nimic nu este infinit. Suferințele acelea veșnic refulate pricinuiseră cu timpul ceva bolnăvicios în făptura acelei femei. Fără îndoială, anumite emoții prea violente îi vătămaseră fizic inima de mamă și, cine știe ce boală, vreun anevrism, poate, o amenința lent pe Julie, fără ca ea să știe. Durerile adevărate stau aparent atât de liniștite în patul adânc pe care și l-au făcut, în care ele parcă dorm, dar de unde continuă să distrugă sufletul ca acel înfricoșător acid care perforează cristalul. În clipa aceea, două lacrimi se rostogoliră pe obrajii marchizei, care se ridică de parcă o cugetare mai sfâșietoare decât toate celelalte ar fi înjunghiat-o brusc. De bună seamă că meditase la viitorul scumpei sale Moaina și, prevăzând durerile ce o așteptau pe fiica ei, toate nenorocirile propriei sale vieți i se redeșteptară în inimă. Situația acestei mame va fi înțeleasă după ce o vom explica pe cea a fiicei sale. Contele de Ossen-Erean plecase de vreo 6 luni într-o misiune politică. În lipsa lui, Moaina, care la toate vanitățile de tânără stăpână adăuga năzuroasele toane de copil răsfățat, se distrase fie din nesocotință, fie pentru a se supune miilor de cochetării ale femeii și poate și pentru a-și încerca puterea, jucându-se cu pasiunea unui bărbat abil, dar fără inimă, care se declara beat de iubire, de acea iubire cu care se combină toate micile ambiții sociale și vanitoase ale unui infatuat. Doamna de Glemon, pe care o lungă experiență o învățase să cunoască viața, să judece oamenii, să se teamă de lume, observase progresele acelei intrigi și presimțise pierderea fiicei sale, văzând-o cum cade în mâinile unui om pentru care nimic sfânt nu exista. Oare nu însemna pentru ea un lucru îngrozitor să constate că bărbatul pe care Moaina îl asculta fermecată era un desfrânat? Copila ei scumpă se afla, deci, pe marginea unei prăpăstii. Marchiza știa aceasta cu o certitudine îngrozitoare și nu îndrăznea să o oprească pentru că în fața contesei tremura. Știa dinainte că Moaina n-are să asculte niciunul dintre înțeleptele sale avertismente. Nu avea nicio putere asupra acestui suflet de fier pentru ea, foarte maleabil pentru ceilalți. Dragostea de mama a marchizei ar fi îndemnat-o să ocrotească nenorocirile unei pasiuni îndreptățite de nobilele însușiri ale seducătorului. Fata ei însă se supunea unei simple cochetării, iar pe contele Alfredo Van Dan, marchiza îl disprețuia, știind că era un bărbat ce nu considera lupta lui cu Moaina decât ca pe o partidă de șah. Cu toate că Alfredo Van Dan îi producea groază nefericitei mame, ea era silită să-și îngroape în cea mai adâncă umbră a inimii motivele supreme ale aversiunii sale. Era legată intim de marchizul de Van Dan, tatălui Alfred, și această prietenie respectabilă în ochii lumii îi îngăduia tânărului să vină ca în familie la doamna de Ossen-Erean, față de care se prefăcea că din copilărie nutrește o pasiune.
De altminteri, zadarnic doamna de Glmon s-ar fi hotărât să arunce între fica sa și Alfredo Van Dan cumplitul cuvânt ce ar fi trebuit să-i despartă. Era sigură că n-ar reuși în ciuda gravității acelui cuvânt care ar fi dezonorată în ochii fiicei sale. Alfred era mult prea corupt, iar Moina mult prea isteață ca să creadă într-o astfel de mărturisire, de care tânăra contesă și-ar fi râs considerând-o drept o viclenie de mamă. Doamna de Glemon își construise cu propriile mâini închisoarea și se zidise pe sine însă și în ea ca să moară privind cum Moina își va pierde frumoasa viață, acea viață devenită gloria, fericirea și mângâierea bătrânei, o existență ce era de 1000 de ori mai scumpă decât a sa însăși. Suferințe îngrozitoare de necrezut, de nespus. Prăpastie fără fund. Aștepta nerăbdătoare sculoarea fiicei ei și totodată se temea, asemenea unui nenorocit condamnat la moarte, care ar vrea să-i sprăvească odată cu viața și care totuși se înfioară gândindu-se la călău. Marchiza luase hotărârea să facă o ultimă încercare și poate că se temea mai puțin de eșecul încercării sale, cât de a primi încă una dintre acele răni atât de dureroase pentru inima ei și care îi sleiseră întregul curaj. Dragostea sa de mamă aici ajunsese, să-și iubească fata, să se teamă de ea, să știe că o așteaptă o lovitură de pumnal și să meargă înainte. Sentimentul matern este atât de mare în inimile iubitoare, încât înainte de a ajunge la indiferență, o mamă trebuie ori să moară, ori să se sprijine pe o altă mare putere, religia sau dragostea. De când se trezise în dimineața aceea, fatala memoria marchizei îi reînviase câteva dintre acele fapte mici în aparență, dar care în viața sufletească reprezintă evenimente mari. Într-adevăr, uneori un gest dezvăluie o întreagă dramă, accentul unui cuvânt sfâșie o întreagă viață, nepăsarea unei priviri ucide cea mai fericită iubire. Marchiza de Glemon, din nefericire, văzuse prea multe asemenea gesturi, auzise prea multe asemenea cuvinte, primise prea multe asemenea priviri cumplite sufletului, pentru ca amintirile ei să-i mai lase vreo nădejde. Totul îi dovedea că Alfred o alungase din inima fiicei sale, în care ea rămânea, ea, mama, mai puțin ca o plăcere și mai mult ca o datorie. Mii de lucruri, nimicuri chiar, îi adevereau purtarea detestabilă a contesei față de ea, nerecunoștință pe care marchiza poate că o privea ca pe o pedeapsă. Ea căuta scuze pentru fica sa în hotărârile providenței, ca să mai poată încă adora mâna care o lovea. În acea dimineață își aminti totul și totul îi răni din nou inima atât de crud, încât cupa ei plină de amaruri trebuia să se reverse dacă ar fi picurat în ea cea mai ușoară mâhnire. O singură privire rece o putea ucide pe marchiză. E dificil de zugrăvit aceste fapte zilnice, dar câteva vor fi suficiente poate să le ilustreze și pe celelalte. Astfel, marchiza, devenind puțin surdă, nu izbutise niciodată să o facă pe Moina să vorbească pentru ea ceva mai tare, iar în ziua când, în naivitatea ei de ființă suferindă, o rugă pe fica sa să repete o frază din care nu prinsese nimic, contesa se supuse, dar cu un aer atât de ursuz încât nu-i mai îngădui doamnei de Glemon să-i repete vreodată modesta rugăminte. Din ziua aceea, atunci când Moina povestea vreo întâmplare sau când vorbea, marchiza avea grijă să se dea mai aproape de ea. Adeseori însă contesa părea plictisită de infirmitatea pe care necugetat i-o reproșa mamei sale. Exemplul acesta ales dintr-o mie nu putea răni decât inima unei mame. Toate aceste lucruri poate că i-ar fi scăpat unui observator, pentru că ele erau numai niște nuanțe de nesesizat pentru alți ochi decât cei ai unei femei. Astfel, doamna de Glemon îi spusese într-o zi fiicei sale că prințesa de Ocadinian venise să o vadă și Moina a exclamat pur și simplu: "Cum? A venit pentru tine?" Aerul cu care au fost rostite aceste cuvinte și tonul cu care contesa le-a spus ilustra în nuanțe ușoare o uimire, un dispreț elegant ce ar face o inimă totuși tânără și tandră să găsească filantropică datina în virtutea căreia sălbaticii își ucid bătrânii, atunci când aceștia nu se mai pot ține de creanga unui arbore zgâlțâit cu putere. Doamna de Glemon se ridicase, zâmbise și se dusese să plângă în taină.
Oamenii bine crescuți și femeile mai ales nu-și trădează sentimentele decât prin câteva trăsături imperceptibile, care fac totuși să se ghicească tremurul inimilor lor de către cei ce pot regăsi în propria lor viață situații analoge celor ale acestei mame chinuite. Năpădită de amintirile sale, doamna de Glemon revăzu unul dintre acele fapte microscopice atât de usturătoare, atât de crude, în care ea niciodată nu zărise mai bine decât în această clipă cruntul dispreț ascuns sub zâmbete. Lacrimile ei însă secară atunci când auzi deschizându-se storurile de la camera în care dormea fica sa. Alergă spre fereastră, luând-o pe cărarea ce trecea de-a lungul gardului de fier în fața căruia stătuse până atunci. Mergând așa, băgă de seamă grija deosebită pe care o depusese grădinarul în a grebla nisipul de pe această alee, destul de rău întreținută de câtva timp. Când doamna de Glumon ajunse sub ferestrele fiicei sale, storurile se reînchiseră brusc. Moina, spuse ea. Niciun răspuns. Doamna contesă e în salonaș, spuse femeia de cameră a doamnei Moina, atunci când marchiza, intrând în casă, întrebă dacă fiica sa se sculase. Doamna de Glumon avea inima prea plină și capul prea îngândurat ca să mai cugete în acea clipă la niște lucruri atât de neînsemnate. Intră grăbită în salonaș, unde o găsi pe contesă într-un capod de casă, cu o bonetă aruncată neglijent peste părul în dezordine, cu picioarele în papuci, cu cheia de la camera ei legată de cingătoare, cu fața umbrită de gânduri aproape furtunoase și puternic îmbujorată. Sta pe un divan și părea că meditează la ceva. Ce vrei?" spuse ea cu o voce aspră. Ah, tu ești mamă!" adăugă apoi cu un aer distrat, după ce se întrerupse singură. Da, copila mea, e mama ta." Tonul cu care doamna de Glemon rostia aceste cuvinte ilustra o efuziune sufletească și o tulburare lăuntrică despre care cu greu s-ar putea da o idee fără a folosi cuvântul de sfințenie. Într-adevăr, marchiza luase atât de bine caracterul sacru al unei mame, încât fiica sa fu impresionată și se întoarse spre ea cu o mișcare ce exprima totodată și respect, și îngrijorare, și remușcare. Marchiza închise ușa de la acel salon în care nimeni nu putea să intre fără a face zgomot în antreu. O astfel de izolare ferea de orice indiscreție. Copila mea, spuse marchiza, e de datoria mea să te luminez în privința uneia dintre cele mai însemnate crize din viața noastră de femei și în care te afli tu acum, poate fără să-ți dai seama, dar despre care vreau să-ți vorbesc, mai puțin ca mamă și mai mult ca prietenă. Căsătorindu-te, ai devenit liberă să faci ce vrei. Nu ai de dat socoteală decât soțului tău. Dar eu te-am făcut să simți atât de puțin autoritatea maternă, și poate că asta a fost o greșeală, încât mă cred în drept să fiu ascultată de tine cel puțin odată, în situația gravă în care trebuie să ai nevoie de un sfat. Gândește-te, Moaina, că te-am căsătorit cu un bărbat de mare valoare, de care poți fi mândră, care, mamă, exclamă Moaina cu un aer îmbufnat și întrerupând-o. Știu ce ai să-mi spui. Ai să-mi ții o predică în legătură cu Alfred. N-ai ghicit așa de bine, Moaina, relo grav marchiza, încercând să-și stăpânească lacrimile. Dacă n-ai simți... Ce? Întrebă ea cu un aer aproape disprețuitor. Dar, mamă, într-adevăr... Moaina, exclamă doamna de Glemon, făcând un efort extraordinar. Trebuie să asculți cu atenție ceea ce vreau să-ți spun. Ascult, spuse contesa, încrucișându-și brațele și afectând o supunere obraznică. Îngăduie, mamă, adăugă apoi cu un sânge rece de necrezut. S-o sun pe Polen ca să o trimit... Sună. Scumpa mea copilă, Polen nu poate auzi. Mamă, relo contesa cu un aer serios și care ar fi trebuit să-i pară extraordinar mamei. Sunt datoare... Se opri, căci camerista intrase. Polen, du-te tu însă-ți la Bodran și vezi de ce nu am primit încă pălăria mea. Se așeză iar și o privi cu atenție pe mama sa. Marchiza, cu inima clocotind, cu ochii uscați și simțind atunci una dintre acele emoții ale sale a căror durere nu poate fi înțeleasă decât de o mamă, luă cuvântul spre a o preveni pe Moaina de primejdia în care aluneca. Dar fie că tânăra conteză se simțea jignită de bănuielile pe care mama sa le nutrea față de fiul marchizului Dovandan,
fie că fu cuprinsă de una dintre acele nebunii de neînțeles, al căror secret stă în lipsa de experiența tuturor celor tineri, ea profită de o pauză făcută de mama sa și spuse râzând silit: "Mamă, nu te credeam geloasă decât pe tatăl..." La cuvântul acesta, doamna de Glemon închise ochii, lăsă capul în jos și scoase cel mai ușor dintre toate suspinele. Își arunca apoi privirile în sus, ca pentru a se supune sentimentului de neînfrânt ce ne face să-L invocăm pe Dumnezeu în marile crize ale vieții. Pe urmă își îndreptă spre fica sa ochii plini de o măreție teribilă și plini totodată de o durere adâncă. "Fata mea," spuse apoi cu un glas foarte schimbat, "ai fost mai fără milă față de mama ta decât însuși bărbatul pe care ea l-a înjosit, mai fără milă decât va fi poate însuși Dumnezeu." Doamna de Glemon se ridică, dar când ajunse la ușă, întoarse capul, nu văzu în ochii fiicei sale decât uimire, ieși apoi și izbuti să meargă până în grădină, unde puterile o părăsiră. Acolo, simțind niște dureri ascuțite în inimă, se prăbuși pe o bancă. Privirile ei rătăcind pe nisip, zăriră urma proaspătă a unui pas de bărbat, ale cărui ghete lăsaseră niște semne foarte ușor de recunoscut. Fără nicio îndoială, copila ei era pierdută. Atunci îi se păru că înțelege motivul comisionului dat Polinei. Gândul acesta crud fu însoțit de o revelație mai odioasă decât tot restul. Își închipui că fiul marchizului de Vandan distrusese în inima scumpei Moaina respectul datorat de o fică mamei sale. Suferința ei spori și marchiza leșină, rămânând ca adormită. Tânăra contesă socoti că mama sa își permisese să-i dea o palmă peste botic cam prea tare și gândi că, seara, o mângâiere sau câteva atenții vor fi de ajuns spre a o împăca. Auzind un țipă de femeie în grădină, privi într-o doară pe fereastră în clipa în care Polen, care nu plecase încă, striga după ajutor, ținând-o pe marchiză în brațe. "Să n-o sperii pe fată," fu ultimul cuvânt pe care îl rosti această mamă. Moaina a văzut cum e transportată mama sa, palidă, leșinată, respirând a nevoie, dar mișcându-și brațele de parcă vroia să se lupte cu cineva, ori să vorbească. Îngrozită de acel spectacol, Moaina își urmă mama, ajută în tăcere să fie culcată pe patul ei și să fie dezbrăcată. Greșeala pe care o făcuse o copleșea. Abia în clipa aceea supremă izbutea să o cunoască pe mama ei, dar nu mai putea să îndrepte nimic. Vru să rămână singură cu ea. Și atunci când nu mai rămăsese nimeni în cameră, când simți răceala acelei mâini totdeauna mângâietoare pentru ea, izbucni în lacrimi. Trezită de lacrimile contesei, marchiza mai putu să o privească odată pe scumpa sa Moaina. Apoi, la hohotele ei de plâns, ce parcă vroiau să-i sfarme sânul gingaș și răvășit, marchiza își privi surâzând fica. Surâsul ei dovedea tinerei parizience că inima unei mame este un abis în adâncul căruia se află pururea o iertare. De îndată ce starea marchizei fu cunoscută, oameni călării fură trimiși după doctor, după chirurg și după nepoții doamnei de Glemon. Tânăra marchiză și copiii ei sosiră în același timp cu medicii și alcătuiră o adunare destul de impunătoare, tăcută și îngrijorată, la care se adăugară și servitorii. Tânăra marchiză, neauzind niciun zgomot, bătu încet în ușa camerei. La sunetul acela, Moaina, trezindu-se desigur din durerea sa, deschise brusc cele două canaturi, aruncă priviri năuce spre acea adunare a întregii familii și se arătă într-o neorânduială ce vorbea mai puternic decât orice limbă. La vederea acestei remușcări întruchipate, toți amuțiră. Erau ușor de văzut picioarele marchizei țepene și întinse convulsiv pe patul de moarte. Moaina se sprijini de ușă, își privi rudele și spuse cu o voce spartă: "Am pierdut-o pe mama." Paris, 1828-1844. Apendice. Mai multe persoane au întrebat dacă eroina din Revederea, din Femeia la 30 de ani, din Degetul lui Dumnezeu și din Ispășirea, nu era sub diferite nume același personaj. Autorul n-a putut să dea niciun răspuns la aceste întrebări, dar poate că gândul său va fi exprimat clar în titlul care reunește aceste scene separate. Personajul ce străbate, ca să spun așa, cele 6 tablouri din care se compune aceeași poveste,
nu este o figură, e un gând. Cu cât acest gând îmbracă deosebite costume, cu atât el redă mai bine intențiile autorului. Ambiția sa este de a transmite sufletului vagul unei reverii din care femeile să poată redeștepta câteva dintre impresiile vii pe care le-au păstrat, să reînsuflețească amintirile risipite în viață, spre a scoate din ele câteva învățăminte. Exista o foarte mare lacună în această schiță între revederea și femeia de 30 de ani. Autorul a umplut-o cu un nou fragment intitulat Suferințe tainice. Femeile vor completa fără îndoială tranzițiile nedesăvârșite, dar a fi înțeles la fel de toate mințile este ceva imposibil. Există oare vreo religie care să nu fi fost obiectul a mii de contradicții? N-ar fi oare nebunie să cer de la biata opera unui om favoarea pe care nu o capătă nici instituțiile omenești? Alte reproșuri au fost adresate autorului relativ la brusca dispariție a unei tinere în cele două întâlniri. Are exista însă în întreaga lucrare incoerențe și mai puternice dacă autorul ar fi dator să aibă mai multă logică decât au evenimentele din viață. El ar putea să spună aici că hotărârile cele mai importante se iau totdeauna într-o clipă, că el a vrut să reprezinte pasiunile ivite rapid, care supun întreaga existență la o anume idee dintr-o zi. Dar de ce ar încerca să explice prin logică ceea ce trebuie să fie înțeles prin sentiment? De altfel, orice justificare ar fi ori falsă, ori inutilă pentru cei care nu sesizează sensul ascuns în cele două întâlniri și ale căror elemente alcătuiesc fragmentul intitulat Degetul lui Dumnezeu, adăugit în această ediție ca un capitol care poate că va motiva mai bine fuga fiicei legitime, alungată de ura unei mame neînduplecate, pe care ea nu vrea să o scuze de vina săvârșită. Asemenea întâmplări sunt mai puțin rare decât se crede. Deși viața socială are tot așa de bine ca și viața fizică legi în aparență imuabile, nu veți întâlni nicăieri nici timpul, nici inima la fel de bine rânduite ca trigonometria lui Legendre. Dacă autorul nu poate să zugrăvească toate capriciile unei vieți duble, cel puțin trebuie să îi se permită a alege ceea ce îi se pare mai poetic. Paris, 25 martie 1834. Diferitele capitole din Femeia de 30 de ani au apărut mai întâi ca nuvele separate între 1831-1834. Ele au fost reunite sub titlul Aceeași poveste în volumul 4 al celei de-a treia ediții din Scene din viața particulară în 1835 și au fost apoi incluse în volumul al treilea din prima ediție a Comediei umane. Ați ascultat Femeia de 30 de ani, de Honoré de Balzac. A citit Sofica Rădulescu, iulie 1980.